Vasile cu voice. Și mi-a zis că e abonat fidel la tine, că se uită mereu la live-urile tale. Gata, da drumul la live voice. Ar mai să mă bage. Filmează Cori? Cori filmează. Dar nu știu ce morții mi-are, că nu mi se conectează pe aici. Zostă Iosep, să nu te joci de aici. Păi da, de ce nu? Așa se întreb așa, pe clar. Pe clar. O, ai gărgea pula. Ce să... Merge să vă... Morți! Lasă-mă coaie că am mâncat. Și să vezi tu ce... Ce prost îs practic. Că... Ca prostul tot am dat pe jos. Bă, tot, tot. Jos era, să-mi bat pula, m-a adunat mă cu mătura. De zici că eram ăla, să zic, sem. Măturătorul în pula mea. Eu mai am mult și fac 20.000 de trofee pe Prostars. Am lățat și trofeele în pula și prost. Am 18.360. Hai pula, mai cu aia ce să mă joc și eu. Când ați faci. Măcar intru în fiecare zi să fac daily quest-urile. Ia uite, championship. Bă, unde-i mă să nu, că-mi bag pula cura lui. Doamne, fă-te mă pe el, a luat Chris odată în pula mea și nu mă mai conectează. Să nu... Nu te provăm la confruntare, Shaolin. Gata? Vezi că m-a conectat, nu e și cum pari. Ia să-l pun pe full screen. Dacă zic să o sperii. Ea a zis că s-ar putea să-și ia remove. Ce? Să nu mă auzi? Da, mă. Auzi, tu ai intrat cumva... În pula mea a intrat. Băi, cum fac cu aia să îmi iau ăla? Și eu pe Brawl Stars am propunerea de event. De la Championship? Da, că am intrat acum și mi-a apărut pe shop ceva cu gemuri legat de Championship și mi-a lăsat. A, da, apropo să nu, că vreau și eu să vorbesc cu tine. De ce pula mea vinzi grade pe bani și nu raportez la băieții mai mari? Ce? Mi-a venit unul cu filmare în privat că tu i-ai dat grad pe 50 de euro, dar banii nu s-au dus mai departe. N-am vândut mă nimic. Uite-te pe ăla că nu-i pe grade. Măcar recunoaște că o să ai numai 3 din 4, nu o să ai și out. Ce mă? De ce, ce ai? Dar de ce ai vândut grade? N-am vândut mă niciun grad, te vedeți că băie cu inima. Nu, nu te iau cu inima, chiar ai vândut grade cu aia. Mi-a venit unul cu filmare în privat. Ce grad am dat? Nu mai știu. Știu că e cerut 50 de euro. Bă, tu te pune aici, bă. Nu, nu mă duc. Pe bune vorbesc. N-am luat niciun ban. Ce grad am dat? Ai dat grad peste asistent cu aia. N-am dat niciodată. Ce grad? Fals. Nu mai știu, că ți-am zis că nu mai știu. Că mi-a venit aseară să-mi zică că, bă, uite ce face asta. Cine? Nu, nu o să dau nume. Stai liniștit că nu o să-l dau. Nu te vedești că nu am făcut nimic. Ba da, nu, bă, măcar recunoaște. Măcar recunoaște. Deci fii atent aici, fii atent aici, fratele meu. Măcar recunoaște. Și o să-ți fie iertat. O să-i 3 din 4, da, ți-am zis. Dar n-am făcut mă nimic, uite-te pe Actions. Caută toate mesajele care le-am dat eu. Dacă am dat eu din comandă. Vezi că Google a încercat să ne mintă că n-a făcut nimic și și-a luat, down lap try helper de la. Păi dar eu chiar n-am făcut, n-am dat grade. Eu nu dau grade, eu nici să... Maxim, ce grad am dat e să-mi dau mie grad alea de la ăștia și să dau grad de pe etichet. De UG sau de pe ăstea.
N-am dat niciun grad. Și atunci cine-i SNU care ai vorbit cu el prin mesaje și i-ai spus, ascultă-mă, bă, prima dată vorbesc eu, da? Așa. Și după aia i-ai spus, da, fratele meu, dacă vrei grad, intri și tu, fain frumos, acolo pe ICE, îmi dai 50 de euro și îți dau grad mare. Cu ce să-mi dea? Hă? Cu ce să-mi dea banii? Nu știu pe ce să-ți dea, PaySafe sau PayPal, nici eu nu mai știu. Nu am nici PayPal, nici PaySafe, nu le folosesc. Nu mai știu pe ce. Păi, n-am, ți arăt mesajele, poate o fi editate, uite și eu pot să le editez. Și eu pot să dau acum să-ți editez ție mesajul, să zic, uite, îți dau o leader. Păi, leader deja, da, păi, să-mi-l dea mie, să-mi zică da, fi în privat, că mi-l dă mie. Dacă e editat mesajul de ăsta, atunci și eu pot să-l editez, dar e prin altceva în care am dat? Că eu nu cer bani. Păi nu, mi-a arătat partajare. Eu nu cer bani, nu cer nimic. Eu nu dau grade. Nu, bossule, ascultă-mă, mi-a arătat partajare. Așa. Cu conversația voastră de pe Discord. Deci nu cred că e ceva editat acolo. Poate să editeze și asta. Cum poate să editeze dacă dă partajare? Păi, pot și eu să editez toate mesajele și după să dau partajare. Păi nu apare editat, nu apare editat. Păi, nu, gen, le editezi dintr-o de-asta și când intri pe, era pe Discord-ul din browser? Nu. Bă, habar n-am, nu știu, ți-arăt conversațiile, n-am cerut niciun bani. Mai e, cui, lui Mixi? Nu. Sau cine? Că, păi, n-o să zic. Păi arată-mi un proof, n-am făcut, eu nu fac de astea. Că eu știu că nu se... O să-ți arăt proof, frate, când îți dau remove. Păi, dar eu n-am cerut, n-am luat bani la nimeni, mă. Da, mă, după ce o să primești remove, o să ai proof. Deci, ultima dată, recunoști da sau nu? Păi, dar n-am făcut nimic. Bă, să tu în pula aia să stau după curul vostru. Zi, recunoști da sau nu? Păi da, n-am cerut niciodată bani. Mă, zi dacă recunoști. Păi cum să recunosc dacă n-am făcut asta? De ce minți? Acum, bă, măcar în ultimul moment, zi și tu, da, frati, nu o să mai fac. Păi da, n-am făcut asta, n-am făcut niciodată asta. Fals. Păi, arată-mi cu cine, că eu nu, n-are cum. N-am cerut la nimeni bani, mai ales 50 de euro. Fals. Păi... Mai ales eu pe Discord n-am vorbit cu multă lume. Mai ales și eu știu cu cine vorbesc și n-am cerut la nimeni bani. Păi și de ce n-ai cerut? Păi pentru că știu că se sancționează și n-am de ce să cer, n-am nevoie de bani. Păi atunci dăm și mie 20 de euro să nu te sancționez. Păi dar n-am nici card, nici nimic. Păi și atunci la cum ți-a trimis ție banii? Bine, are el dovadă că mi-a trimis ceva? Da. Eu n-am primit nimic, ești nebun? Nu mai minți, mă. Mă, eu nu cer bani, eu n-am... Pe ce mi-a dat? Pe ce să mi-i dea? Eu nu folosesc nici card, nici nimic. Eu nu dau grade, nu fac nimic, n-am cerut la nimeni bani. Bine să nu rezolvă cu ăsta, că cu tine nu pot să fac atâta. Tu te bă de aici, bă. Nu sunteți amuzanți. Dar așa mă gândeam la toți aia care au editat. Păi și azi mai au, bă, star drop-uri de alea? Da, în două ore începe. Cum? Da, bă, stai că vreau și eu. Stai, stii mici, o să duci să ajungi documentara. Într-o oră și 39 de minute începe pe ăla. Eu deja am terminat alea cu star drop-urile, le-am luat. Păi și tu nu mai poți să le iei azi în două ore? Păi deja le-am luat, nu mai pot să le iau. Sau am umplut bara aia, știi? A, și eu trebuie să o umplu azi. Da. Și poți să o umplu într-o zi? Da, eu am umplut-o.
Păi și dacă nu umploați, mai am șanse? Mai încă următorul începe în 7 ore și după luna viitoare, care începe, o să dea mai multe reward-uri. Și dă doar 9 stage drop-uri sau mai de ceva? Și un spray și după o să continue, că vezi că acolo e o bară cu un lacăt și o să continue și mai departe. Nu știu, stai că sunt așa solo și te văd ce m-ați speravă, te văd aici. Minte, data viitoare să-mi zici de timp cât dau reward-urile. El a fost cu ideea. Nu te băgi aici, bă. Nu mai faceți de astea. Mai faceți de astea. Bă, deja eram acolo, bă, ce dovadă. Fii atent că și așa n-am ce face. Mai încolo, dar nu acum, că acum n-am chef, dar mai încolo când mă plictisesc că le iau și pe cărăsă, dar la cărăsă spun că a cerut rânduri la fete ca să le ia. Ai de capă. Cu curul le ia, le ia asistent. Doamne. Hai că le iau și pe cărăsă. Băi, de bun. Doamne. Chiar v-ați plictisit, mă, voi? Da. Știi tu că da. La început am crezut că e glumă, dar după... Du-te, bă, de aici, mă. Ce-ai făcut, micuțule? Te-ai spăriet? Nu te vă păi ăsta dă mesaj ce... Cred că o să-ți iei remove. Da, da, mi-e aici un mesaj, cred că o să-ți iei remove. Păi uite-te pe baby, zice Mihai, uite, cred că o să-ți iei remove. Ce bă de aici? Am zis să motivez să vină VC. Dar eram pe-n voice, eram acolo, pe bifă și văd mesaj. Bă, băreți, vezi că-ți iei remove, bă, ce mă? Cred că o să ți remove, poți să fii voi să avem o problemă. Aolo. Nu te bă că deja mă luat cu ei, mai erau mult. Ce mă, îmi dă remove pe nimic. Nu pe nimic, frate. Nu te bă, deci îmi dă și proful după. Nu te bă. Păi na, aveam cu aia, că tu nu știam ce folosești, că dacă foloseai în pula mea card sau știam că folosești card, ziceam. Prost, că pui, pui bă, ți-a dat un pay save de 50 de euro. Oh, este, era cea mai simplă metodă, mă, prostule. Că ți-ai dat că nu folosească, tu poți să bagi undeva pay save-ul. Așa o să nu, unde intru? Pe site-ul lor. Ia mă, ce bară stai. A, uite, poți să cumpăr cu 19 gemuri iconurile astea? Cu aia mă lasă să cumpăr unul singur. Da. Îți dau link de la ăsta lor? Refuz să cred că Navi are și echipă de Brawl Stars. Da, ba da. Ia-o. Cu aia Navi are și echipă de Brawl Stars. Uite, e Fang Poșu. Poți să-mi cumpăr pe Fang cu 169 de gemuri. Uite-te în privat, ți-am dat link și te conectezi acolo cu Supercell ID-ul. Iobibop, iobibop, stau țiganii lângă foc. Accept cookies. A, bara asta! Deci, da. Îmi dă reward, dar unde? Îmi dă reward-urile astea și star drop-uri nouă, nu? Da. Ia, what? S-a resetat bar? Bă, dar e buguit site-ul. Stai că nu mai știu pe ce e-mail am ăsta. Stai să verific. Supercell ID. Ăsta Black. Chemați-i mă și pe el alții, și pe Luca și pe Andrei. A, păi dar nu m-am pus, că dacă vreau pot să-i fac pe toți, să-mi fac pe lor de ei. Dar pe tine te-am luat că voiam eu, voiam zic eu voiesc să fac ăsta de la Brawl Stars. Sau pe ăla, Opium sau pe Envy, să vezi dacă îl chem pe Luca, ăla o să fac acolo, ce, cum, bă, ce, o să fac acolo, de bă, de bă. Mamă, că ăla plânge după gradul de asistență. Ia, ia băgați-i pe unul dintre ei. Andrec ar plânge cu aia dacă e la asistență, ba pula. Și după ei și scoateți-l după el dați înapoi. Fii atent la Andrec, stai că mă gândesc că trebuie să-i spun Ludafi ceva înainte, că stai prun să gândești. La Andrec trebuie să zicem ceva de Olga, mă, că a făcut favorizări cu ea și te-ai dăm rip-off. E Olga?
Dacă e împreună cu Olga, spune că i-a dat ceva. Dar să-i scoateți și grad. El nu poate să dea grade, Andrei, mă, stai, ce pot să spun că a făcut cu Olga să dea remove? I-a arătat chestii de pe management, mă, Olga. I-a dat contul. I-a dat contul. Olga și-a arătat chestii de pe management. Și să dă pedeapsa capitală. Cum ar fi să fie acum pe live. Da, mai zi o dată. Că îi dai contul, mai zi o dată. Deci că i-a dat împreună cu Olguța aia, da? Olguța. A? Ce Olguța? Deci Olga. Andrec e împreună cu Olga, da? Băi, mai auzim-o prost. Da, mă, deci împreună cu Olguța. Da, și putem să spunem că i-a arătat, nu știu, niște chestii de pe baby, că i-a dat contul lui Olga și Olga n-are voie să aibă contul lui. Gen, no, bun, hai, băgați-l. Da, să-i scoate și gradul, să-i scoate și gradul, să-i spune. Da, dar vezi că o să zic, scoate gradul și tu o să-i scoți gradul. Îi zice acolo că face favorizări, că de-astea. Și că, că vreți să faceți o curățenie între asistenți și o să creadă și mai mult. Ia băgați-l aici. Dă-mi acces că nu pot să trag pe camera asta. Trag eu cu aia, dar dă-i tac. E pe 63. Uite, login cu Supercell ID. Ia uite că i-am dat tag. Gata, cred că. Trage-l. Pregătiți-vă, da? Vă pup. Acțiune, băieți. Salut! Poți vorbi? Spune. Bun. Să știi că am auzit că ai făcut câteva mici, mari greșeli. Ce greșeli? Tu stai cu o fată Olguța, nu? Da. Bun. Păi, fii atent aici. De ce îi spui la Olguța tot ce se vorbește pe management și pe baby și i-ai dat contul ei? N-are contul meu. Dar de ce îi spui tot ce se vorbește pe management și pe baby? Mereu când eram la teste, îi spuneam câteva întrebări, era cum e pe apel, dădeam tot un chat și mă puneam pe mute, gen, pe Instagram. Ca să n-audă toate chestiile de pe management. Când vorbeam. Păi nu știu, gen că a fost cineva pe voice cu prietena ta și ea știa tot ce se vorbea pe management, tot ce se vorbea pe baby, toate sancțiunile pe care noi le dăm la asistenți și tot ce se vorbește pe discuții pe management. Cum se face chestia asta? Cum se face că Olguța, care nu știu ce grad are sincer, stă să știe tot ce se vorbește pe management și tot ce sancționăm. Nu are contul meu, plus eu când, gen la ședință, poate m-a auzit lumea că s-auzea vocea ei, dar eram pe mut, gen, și nu fac căcaturile astea, că nu fac. Și plus era și data trecută tot vorba că zice că am dat contul lui Bitscu și dau chestii de management, doar ca să mă scoate din staff. Nu știu, eu asta am primit, am primit dovezi. Deci fii atent, fratele meu, am primit dovezi. Că tu faci chestia asta. Nu vreau să am treabă cu tine. Îți mai zic încă o dată. N-am treabă cu tine. Ai fost activ. Ori recunoști că ai făcut chestia asta, ori îți dau remove blacklist în staff. Alegerea e de partea ta, tu alegi pentru tine ce vrei să faci. Dar nu știu să recunosc, gen, eu nu prea stau pe scori, plus nu fac căcaturile astea, mă, știi, și liderii, și albi știi când fac căcaturile astea. Gen, n-am cum să fac, pentru că s-auzea vocea lui Olga. Eu nu stau pe scori, eu stau cu muncă, eu mă duc la servicii, nu fac căcaturile astea, la, ce să fac eu la opțiune. Plus n-am dat niciun detalii când am fost în staff și n-am cum să dau acum. Plus s-auzit vocea lui Olga, recunosc, dar era pe mut. Eram pe mut, m-am pus pe mut, pe Instagram, că să nu audă toate ce vorbea pe afară, ce vorbea cu care e o prietenă bună. Și n-are contul meu, țară, că n-are contul meu, nici contul din Instagram, n-are nimic. Nu știu, fratele meu, eu zic ce am văzut, că mai multe persoane mi-au zis că tu îi zici la Olguța tot ce se întâmplă.
Nu, what the fuck. Am lăsat să vedem dacă te reglezi cu treaba asta, ori mai continui. Nu, what the fuck, mă fuiești. Păi și atunci, deci, cum explici tu treaba asta că ea știe ce vorbim pe baby și merge pe publice și ne zice, bă, de ce ați vorbit treaba aia pe baby? Pe publice, ea nu prea stă pe Discord, aia e chestia. Bă, o stat-o, a fost la un timp. La un timp, o stat mai cu mine, pe camera lui Samu și sus, care se punea pe difan. Și ea bărășit doar cu una, nu bărășit cu toată lumea. Nu prea am văzut pe publice decât nu se făcea împreună. Eu am văzut-o. Eu n-am văzut. Și dacă intram, dădea mesaj. Păi și atunci eu de ce știu chestiile astea și... Na, etăcă. De ce știu eu chestiile astea dacă ea nu stă pe publice? Nu știu, mă trebuie. Bun, ca fapt divers, că nici acum n-ai recunoscut, o să primești remove. Și... Nu știu, ne gândim să vedem dacă te lăsăm supervizor. Bine? Lasă că îi scot eu. Bine, Andrei? Asta este. Nu știu, s-a întâmplat, am până. Dacă cumva crezi că am greșit, poți să dai mesaj la lider să verifice și ei că toată lumea e în temă cu problema asta. Nu știu, eram clar să prevezi, nu mi-a zis nimica despre chestia asta. Păi da, o să te trăgeam eu, gen, și vorbeam eu cu tine. Păi eu nu prea am stat, m-am jucat și învățam pentru facultatea asta, fac. Când intru pe Discord, intru și mai prea spune, nu intru pe alea, nu prea stau pe publice și intru acolo sus. Și dacă stau pe mesaje, chiar nu pot sta prin apel cu mine. De ce? Tu la cine ești asistent? Larisam. La Larisam? Mm-hmm. Ok, o să vorbesc și cu Larisa să vedem. Dar e clar de ce nu i-a zis Larisa nimic, că îi ține partea, drept. Că nu ține partea, dar nu, nici eu nu știu nici ea, la mea, nici n-am cum să dau chestii de mine, nici mă n-am dat niciodată partea, jare cu baby-ul. Pentru că în caz greu, uita mai nou, dacă sunt sancționați asistenții, sunt și managerii. Păi până și scrie de partea, jare cu baby-ul sau cu... Și nu cred, cadrezi. Și nu cred că vrea Larisa să-și ia staful din cauza ta. Dar nu din cauza mea, pentru că n-am fost prostit. Da, oricum o să... Mi-a primit plăceri că, da, scrie bine, n-am auzit nimica până acum că arată. Da, oricum, nu știu, o să scot gradele. Am văzut care arată baby-ul și nu știu, n-am făcut nimic, n-am niciodată, n-am arătat part, gen, să iau părerea sau să arăt baby-ul, în general. Da, na, o să scot gradele. Na, nu știu ce trebuie să se întâmplă, în fin. Băi, și ce faceți? Da, mă pupi? Ce mă? Cum ai dat? Ha? Te pup, mai dat, nu te pup. Așa, mulțumesc, n-o să-ți mai dau remove. Asta a fost o glumă, corect? Da. So, avem o chestie pe mine. Am și murit în pula mea. Nu săream la atac sau gata în jur. N-am bine fapt pentru astea. Trebuia să-i scoți și gradul să... Era foarte simplu, trebuia să bași pe a... Pa, pula morții te-ai dat, fi scos tu mie gradele, futu-s. Am ce, nu m-a speriat sau ceva să nu încerc să plâng, dar a rămas așa... Cum era aia? Să-i spui lui Alberto să dea gradele? Cum era sunetul ăla cu pandii? Acum plătesc 5 euro. Nu mă, dar trebuie să-i zic, bă, îmi dai mie 20 de euro și nu te scot din staff. Cum ar fi? Dacă chiar îmi dădeai. Eu lăsam așa dacă chiar îmi dădeai, îmi dădeam pule, ziceam, bine frate, nu mai ești, gata. Îmi dădeam pule, 20 de euro, 20 de euro. Hai zi-mi cine are. Pe care să trageți, nu? Bă, pe care să trageți-l, că de pe ăla facem. A zis la fete că le ia asistente dacă le dă nuduri. Fix asta îi spune lui Drăsă. Pe cine să mai luăm? Dacă îl pui pe Belinuș o să se enerveze. Ia, nu, ia, 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 aduce-ți-l. Nu mai putem.
stăteam noi că se enerva Berinuș. Aduceți pe Berinuș, dar stai să vedem. Îi zicem că o favorizat, că nu o da mod și că o da time de o săptămână aiurea. Și dacă vrea să-mi dea 10 euro, că nu o scot din staff. Ia, aduceți-l aici. Scoate și gradul, bă, că se sperie mai mult dacă le scoți. Da, mă, da, scoate-le și gradul, da, fiindcă îl dai după de la pula mea. Scoate-l la gradul. Săgeți-l aici, bă, Berinuș. N-am acces. Pe schimb la ora asta. Am eu. Îl trag? Da, trage-l. Andrei, să nu scoți un cuvânt, că te urechez. Ce eu învăț la facultate, mă, nu. Învață acolo. Învață acolo. Vedeți că vedeți că-l trag. Hai. Eu trage-l. Salut, Berinuș. Salut. Salut, salut. Ce faci? Bine, tu? Uite, bine și eu. Pe aici mă joc, un pic de rage. Ce s-a întâmplat? Auzi, care-i treaba cu time-out-urile alea? Da, bineînțeles, uite aici. Toate dovezile la fiecare. Cu care vrei să încep? Cu Benny sau cu care? Nu, cu time-out-urile alea de 7 zile, date abuziv. 7 zile? Da. Ia arată-mi. O să-ți arăt după ce vorbim. Ai dat 4 time-out-uri de 7 zile. Ești nebun la cap. Arată-mi-le care. Ți le arăt, o să zic membrii și după o să-ți dai tu seama, dar prima ta hai să vorbim. Că de-aia te-ai intrat să vorbim. Da, dar vreau să știu de care. Păi prima ta ți-am zis că te-ai intrat să vorbim. Da, dar n-am dat niciun taibă. 7 zile, what the fuck. Nu uităm în logs. Update Benny, today. Nu, okay. nu today. Actul mare, today. Today. Care păi dacă ți-am zis că nu, today. Da, dar nu văd niciunul de 7 zile, asta zic. Poate să-ți confirme și Mihai și să nu, că or fost pe voi că nu a venit băiatul ăla și mi-a zis. Și mi-a arătat. Păi da, păi hai să arate să-mi dea și mie screenshot-ul ăla de 7 zile. Păi, lasă-mă să vorbesc, gen. Da. După o să-ți arăt screenshot-urile. Bine. Bun. Și cu favorizările. Care sunt favorizările? Că tu mi-ai pe mut cu, pe mut. Pe publice cu Dragoș. Așa. Și tu ales să nu-i dai mut la oameni că se muiesc, că ți-s tovarăș. Așa, ne uităm pe Actions. Tocmai tovarășul meu a luat time-ul de la mine o oră. Tovarășul meu. Ne uităm pe Actions. Uite, Benny, da, tovarășul meu a luat. Silent, tovarășul meu a luat. Da? Benny, iar a luat. Mario Spider, Ursache, tovarășul meu a luat. Care sunt favorizările alea? Da, să fie pe un voice, Alex. Bă, da, o să ne uităm. Da, da. Dar, de ce nu-mi sancționezi? Nu știu, era unul, avea nume ciudat, se jura și nu l-ai sancționat pe el, l-ai sancționat pe ălalalt, că ai zis că, bă, ai grijă că te sancționezi data viitoare. Dar pe ălalalt l-ai sancționat cu timeout. Care dintre ei, mă, frate, că eu nu înțeleg. Dă-mi o dovadă clară. Prima dată ți-am zis, prima dată vorbim. Și tu poți să-ți dau dovadă. Da, bine, vreau să-ți dau dovadă. Păi de-aia te-am tras aici. Eu sancționez tocmai corect, tocmai de asta. Supărați, nu știu, dacă ăsta s-ar putea să veni de pe alt cont, Benny, care a fost tovarășul meu. Și am zis, uite, pișama și pe tine de fraier și am zis, regulamentul, fratelo. O să-ți scot gradul prostule, mă piși pe regulamentul tău, mă, o să vezi, o să plângi pe Discord și zic eu, bine frate, că ai ajuns, sunt terminat, te pup. Deci s-ar putea să fie frustrarea lui ăsta. Asta e cea mai mare frustrare a lui. Bă, nu știu. Dar acum ar trebui să te sancționezi și pe tine. N-ai cum să mă sancționezi fără dovezi. Bun. Deci, în primul rând o să iei 2 din 4 pentru time-out-uri. Și o să spun acolo dovezile. O să spun acolo dovezile. Deci 2 din 4. 2 din 4 o să iei pentru taia motorile alea. Vreau să le văd, mă, frate. Ce așa greu de văzut? Vreau și să le văd. Vreau să vedem, să discutăm despre problemă. Le vezi după, le vezi după, în pula mea. Păi n-am dat nimănui, mă, frate, nu înțelegi? Bun, o să ai 2 din 4 pentru chestia și o să mai ai încă 2 din 4 pentru favorizare. Asta înseamnă că e remove. Bă, frate, n-am făcut nicio favorizare. Tu nu înțelegi că n-am dat nimănui? Uite-te în loguri.
Nu știu ce ai făcut și ce n-ai făcut, sincer, chiar nu știu. Bă, tu ești nebun la cap. Nu, nu sunt nebun. Ia că-s curios, măcar, dovezile. Am căzut de comun acord cu toții din management ca să iei remove. Bă, frate, eu n-am dat absolut nimănui. Bă, frate, așa am căzut noi de acord. Tu o să primești remove, dar nu o să primești blacklist, doar remove. Păi de ce să primești remove dacă n-am abuzat de nimic, mă, frate? Da, de ce pula mea n-ai abuzat? Doamna, dacă vrei îmi dai, sau fii atent, dacă vrei îmi dai 10 euro și nu te mai scot. Nu, frate, nu. E regulamentul, Duffy. Păi mai lasă cu aia și tu regulament. A, tu faci Caterin, că mă dă te. Hai, mă. Dai, că cel mai tare s-o speria prostul din SNU. Ce, s-a speriat și SNU și pe el ai tras, nu? Băi, pe toți de pe ce v-am tras. Baby, uite-te pe baby, ce mi-a zis. A zis să vă tragem în pula mea, să vă luăm la pula, să zice că vă dă ribu. Nu să nu i-am spus că a vândut grade, nu am drept că dă link la informație pe baby, iau cum aș pe cărâs, îi spun că ce... Nu, fii atent, ia-l pe Mădălin, fii atent ce mi-a zis Alex aici pe live. Bă, pe Mădălin trage și spune că cere bani la lume pe voi și astia. Ia trageți-l aici pe Mădălin. Că și așa am avut eu. Și așa o zis, l-am chemat acum pe voi să o zis că vine. Așa mi-a scris. Și așa m-am certat eu cu el. Fii atent aici că la chiar crede cu aia. Scoate-i bă gradul că se sperie și mai mult. Păi da, mă, da, să nu se prindă, Gin. Bă, da, a fost prost, a fost proastă minciuna aia. Trebuia să zici altceva, de time-out de 7 zile, că știu că n-am dat la nimeni 7 zile. Păi și ce da, să zic la mine mi-a zis că am cerut bani, dar eu nu știu că n-am cerut niciun bani. Și atunci ce pula mea să zic ție? Bă, nu știu, trebuia să zici de time-out. Bă, dar știi cum a picat asta? Ia uitați pe partajele, știi cum a picat asta? Uite, Duffy. Că ăsta, ea credeam că fix ăsta a venit. Uite, că o să scot gradul, prostule, mă piși pe regulamentul tău. Am crezut că fix ăsta a venit la voi. Dar eu am filmări, uite câte filmări am, uite. Trageți-l pe, mai trageți pe careva dacă ăsta. Păi dar nu e Mădălin pe voi, mă. Atunci, pe care să? Nici ăla. Ialaș atunci. Bă, pe Ialaș. Dar ce pula ai zicem la Ialaș? Bă, dar lasă-mă pe mine, că am Caterin. Bă, Duffy, lasă-mă pe mine, te rog. E un par serios. Îl avem și pe zi. Duffy, putem să-i băgăm aceeași fentă ca la... Dar lui Zicu nu o să-i pese, mă. Bă, fiți atent, bă, fiți atent să-l trag. Să-i băgăm aceeași fentă ca la... Trageți-l. Trageți-l și lasă-mă să vorbesc când sunt eu nervos, Duffy. Că și așa m-am enervat acum. Trage-l aici, pe Ialaș. Lasă-mă să vorbesc eu, că o să vezi că e serios până la capăt. Trage-l. Dar vezi că Ialaș nu o să vorbesc nimic. O să tac. Lasă. Cheamă-l aici. Ești de favorizări, de... Caterin Căpura asta, că el înjură pe voice-uri. Zici de astea. Hai să schimb o filmare. Să schimb numele la o filmare și să pun... Ialaș dovadă. Pe voice-uri, trage-l fix, este pregătit. Dar nu, oricum sunt live, cu aia. Vezi, bă, măcar așa mai face și noi. Bă, dar asta era bun de episod, mă, Duffy, să pună Alec sau ăștia pe YouTube, că și așa vreau să... Trage-l. A, belip, pula. Ialaș. E sus, pe 100. Trageți-l aici. Păi eu n-am acces pe Gilava. Nici eu. Păi și cum pula mai dat partea? Păi s-a dat update la Discord din diferite, dacă ai permis sau nu poți să dai partea pe orice canal pe care n-ai permis. Ma, pe gufiul ăla, să vezi ăla. Dacă îi zici că-i... Stați că-l trag. Gata, hai, ia, gata, tăcet. Salut, Ialaș. M-auzi? Te-aud. M-auzi? Te-aud. Vreau în primitor reclamații cum că faci abuz. Asta e una la mână. Deci o să ai trei motive. Cum fac abuz? În sensul în care faci și favorizări, nu sancționezi lumea corect. Da? Cum? Și spus unui tovarăș de-a tău, așa, poți să-l bagi în staff, fără să treacă testul. Când am zis așa ceva?
Vreau înainte să ți arăt dovada, să ți arăt, uite că am dovada, că am primit dovada. Vreau să îmi spui, te rog frumos, gen cum se întâmplă așa ceva? Cum poți să bagi tu pe cineva când staff că vrei tu? Cum poți să sancționezi pe cineva de pe canal, pe tovarășul tău, să nu sancționezi și pe celălalt? Da, cum vin treburile astea? Vreau să mi le explici, te rog. Yeah. What? Ascult. Păi, stai, de ce persoane vorbim aici? De tine. Asta vreau să-mi zici tu. Vorbim de tine și asta vreau să-mi zici tu. Deci cum ai abuzat tu? Și cum se fac favorizările astea? Că bași, cum adică bași tu pe cine vrei în stat? Păi cum adică? Că n-am zis așa ceva. Da, mă, Beline. Taci un pic. Vreau să-mi recunoști tu, frate. Ca să nu poți să-ți dau, vrei să-ți dau direct remove? Oricum astea-s motive de remove direct, știi, nu? Fără să-ți mai dau staff-uri. Știu. Am vorbit deja în management, am vorbit cu liderii. Cum vezi și tu, doi lideri pe canal, să mai chem și pe restul. Vreau să știu, ca să știm ce sancțiuni îți aplicăm sau cum vrei tu să procedăm pentru ce ai făcut. Când am zis eu că fac pe cine vreau eu, că n-am zis așa ceva în viața mea. Dai pe mut lumea din click dreapta, ai scoți mutul, cum vin lucrurile astea, că nu înțeleg. Cum adică? N-am scos pe nimeni din click dreapta. Păi frate, uite-te aici. Eu zic, nu-ți vorbesc din amintiri. Nu ești tu ăsta? Ăsta e mut dat din click dreapta și scoți din click dreapta. Cum? Cum procedezi tu? Poftim? Păi se vede... Ce se vede? Nu prea înțeleg nici. Aici? Păi se vede gen ecranul roz. Nu se vadă mai ecranul roz, ce ai? E de la tine, iar. Dacă vrei. Regi un pro mă joc. Ne auzi, Ialaș? Te aud. Bă, Ialaș, fii atent aici. Da. Ca să nu mai tot lungim. Că oricum, e clar că o să primești remove. Dacă vrei, pasezi la băieți. 20 de euro și trecem cu vederea. 20. Păi tu cum vrei să procedăm? Păi stai, când am dat eu din click dreapta. Frate, uite de aici în mod view, pe tine apăs, te crezi că fur curent, intri mod view. Știu. Nu te dem. Păi, e mod no. Din dreapta. Și nu odată. Vezi și tu că nu e odată treaba asta. Păi... Când am... Stai. Că nu vezi data 310 ori. 31-a-3-a-2024. 30-a-3-a-2024. 29, nu. 28-a-3-a. 28-a-3-a. Nu ești tu ăsta. Ăsta e slogurile, ăsta nu se poate șterge, frate. Că știu, dar ce... N-am dat membrii sau... Tocmai un membru mi-a venit și mi-a zis că face abuzul ăsta. Cum adică n-ai dat la membri? Aparent mi-a zis cineva că dă și informații de pe Baby. De pe live. Auzi. N-am dat informații de pe Baby. Am revenit cu aia și-o la mama Sandero, negru. Pe cine? Cu cine ai prietenie tu de dai informații? Cu Cezara. Așa am auzit. Ce? Cezara? Dă informații de pe Baby, eu. Cumva, Ialaș? Bun, ne rămâne fără bun, grad, da? Nu. Sau bun, dacă vrei, trecem 40 de euro cu aia, că văd că faci prostii. Îmi zici cum vrei să procedăm. Și 40 de euro și n-o să mai aibă nimeni treabă cu tine. Clicui pe tine, observ, da? Clicui pe tine. Mm-hmm. Îmi zici, dacă vrei, te așteptăm de bani. Că suntem oameni. Dar dacă vrei... Putem să-ți dau new. Mă așteptați cu banii. Bă, care? Nu te pula mea. Am eu alte vecele. Smeși, coaie, ce reacție. Ce reacție. Coaie. Ce reacție, fătă-te în gură! Ce reacție! Bă, să-mi bag, bă, la... Datoria, ia las! Bă...
Bă, ce reacție! Bă, dar nu... Coaie... Dar te-ai căcat pe tine, nu? Da, coaie... Bă, să-mi fac pula... Bă, să-mi fac pula... Bă, nocu... Vezi că banii trebuie să-i dai. Da... Așteptăm. Da, bă, acum dacă tot ai zis, nu-i refuzăm. Așa, Alex, stai așa. Vedeți că e Mădălin pe voice, vedeți că e Mădălin pe voice, băi, știa. Hai, eu vă pup, bă, las. Da, bă, dai noi cu... Bă, frumoasă reacție, frumoasă. Da, reacție. Nu m-am speriat, te-a rămas... Bă... Urteți să mai zic, Andrec. Bă, că tu știai, tu știai, Andrec. Tași, că să vezi ce-o mușcat-o SNU, să vezi ce-o mușcat-o SNU, coai. Dar eu deja mă vedeam fără grade, eram acolo, ba, bă, după publice bă, fără grade. Să vă scoate gradele, coaie, gen, să vă sperie mai rău să vă dăm rimul la grad. Da, da, deja, ia, lași-o mușcată, coaie, n-aveți ce să mai faci. Nu, nu, Mădălin, iată-l lui Mădălin, îi scoate și gradul ca să băgăm mai rău. Da, mă, că dacă îl scoți, se spere și mai mult. Bun, mie dacă mi-l scotea, eu deja eram acolo, ha, plângea. Da, bă, piciorul. Vă rugăm acolo. Bă, noi. Asta chiar vrea coaie să plătească. Așteptați cu bani. Da, ce... Nu are niciun staffer, n-a plătit ca să le scoată? Nu. Are zero staffer. Am așteptat. Da bă, ia laș. Tu chiar vei vedea de când să ne dai 40 de euro, mă? Păi, nu, acum, nu, să nu-mi iau așa din păi, prostie. Vrea opium ăla să vină, îl facem și lui? Adică vrea să vină, dar cred că e pe... Vrea să vină și el aici pe voice. Să nu fie pe live, mă, da mă, dar să nu fie pe live. Capitane, tu cine ești? Tu ești opium? Da, e opium, dacă e capitanul. A, da, capitan. Atunci e pe live. E pe live atunci. Aaa. Uite, bă. Ce ți-l aici, dacă ăsta? Vezi că am pus voice-ul meu public. Bine, Alex, stai așa numai un pic ca să... Îl tragem acum pe Mădălin. Hai bă, unul, trageți pe Mădălin încoace. N-am acces. Pe Mădălin? Da. Nicio. Mihaiță. Dar e cu Alex pe voice dacă i-ai zis ceva. Nu, că nu cred că i-a zis. Alex, i-ai zis ceva? E cu Alex Pociurico, băi, să nu fie mămâni să-i spună să ne închinim degeaba cu el. Da, bă. Da, bă, da. Alex, zi adevărat, frate, îi zici ceva? Că nu mai are haz după. Da. Nu am zis, trage-l. Ok, trageți-l. Ia. Yeah. Nu pot. Salut, Mădălin. Salut. Ce faci? Ce faci? Uite, bine, frate. Mă ducam și eu și... Mi-au venit niște băi să te reclame și vreau să aud și... Care-i... Povestea ta, dacă pot să-i spun așa. Da, spune. Bă, fii atent, am auzit că mergi pe voice-uri și le cer bani la oameni ca să nu-i sancționezi, ca să îi urci mai repede în grad, pentru grade custom, le cer bani, fără știrea nimănui din mai mare ca tine. A, păi și dacă tata vine să mă reclame, ar trebui să aibă o dovadă cu asta, nu? Păi are, am un PC sau dovadă. Sau doar de tine. Nu, are că... am un PC, când o dat partajare cu filmare, chiar cu filmare, că... Cu ce ai făcut? Și sunt și live acum pe YouTube, deci, na, nu cred că mint eu acum. Ok, poți să-mi arăți minte-o, filmarea? O să ți-o arăt după ce aud care e povestea ta. Păi eu n-am tirat la nimeni bani pe grade custom sau așa mai departe. Da, și n-am pentru... Grade da, frate, fratele meu, dar zice, ni cere 5 euro dacă vrei să nu-ți dau bani,
Sau îi zici, bă, dă-mi 10 euro, pot să-ți dau time-ul dacă nu... Nu mi-aduc aminte să fiți la nimeni asta. De asta și zic să mergeți o filmare. De-aia zic că am auzit și am văzut chestiile astea și din cauza că ai făcut chestiile astea, o să primești remove. Da, ok, o să vorbesc cu Albi despre asta totuși, aștept o filmare. Nu, mă, Albi deja e pus la curent cu tot ce s-a întâmplat și și el a fost de acord. Ok, o să-i cer la Albi filmarea asta. O să-i cer la Albi filmarea pe la urmă. Poate. Ok, aștept, ăsta mi-a pozat, nu? Ce? Am pozat o filmare? Dacă tot da. Mai trasă ei să... Mă, să au și părerea mea. Ok, pentru frumos și mie filmarea. Dacă era până acolo, nu făceau oamenii la care le ziceam că le dau bani tichet? Păi nu știu, mi-au venit și mi s-au plâns în privat. Până acum. Mi s-au plâns în privat, frate. Ok. Ok, arătă-mi și mie pe cineva la care am zis că îi dau bani, dacă nu-mi dă bani. Să-ți zic numele? Da, nume sau o filmare, o dovadă, orice. Păi numele îl cheamă la cine a zis că îi dau bani? Alex. Fix așa îl cheamă. O, într-adevăr, trebuia să ia bani. Într-adevăr, trebuia să ia bani, că a arătat pule pe parta. Dar tu zici că dacă îți dă 5 euro, nu se mi-ai dai bani, că treci cu vederea. Când arătă într-o frumos filmare. Da, măcar eu asta vreau să... asta vreau să văd din partea ta, dacă te potolești. Nu dacă te potolești, dacă recunoști. Păi, dar nu mai mi-aduc aminte să fi făcut asta. N-am cum să recunosc un lucru pe care nu cred că l-am făcut. Pentru că... Și... Cum ai spus și tu că le dau grade, n-am ce grade să le dau pentru că ar fi văzut toată lumea. Ap, n-am cum să le dau pentru că eu nu mă ocup de astea. Eu maxim ce fac, îmi fac cele două ore pe voice, după aceea stau pe un canal pe privat. N-am când să vorbesc cu nu știu cine să le zic să-mi dea bani pentru ap sau... căcaturi de gen. N-am grade personalizate, adică n-am grade custom ca să le dau și nu știu, nu mi-aduc aminte să fi făcut asta. Și... Eu bani nu dau la nimeni. Și Toro cine? Știi cu Toro. E apărarea la Toro și de asta mereu? Uite-te pe toate tichetele care le-au făcut Toro și m-am băgat eu pe ele, că doar eu i-am dat aproape un remove odată. I-am dat 400 formă. Cu ce am luat apărarea? Și cum i-ai dat 400 fără nu? Uite-te pe tichetele de... Poftim? Cum i-ai dat 4 stafănuri? Dacă nu și-o la remove. La 4 din 4 și ți-ai remove. O intrat bată de vreo 5 ori în staff. De vreo 5 ori intrat în staff. De câte ori a intrat în staff, mereu eu i-am dat câte un stafăr, pentru că mereu primeam tag pe câte un tichet. Arată-mi, te rog frumos, mie un tichet în care am luat apărarea. Nu există absolut niciun tichet în care se iau apărarea dacă chiar au făcut ceva sau nu. Am adic că a murit. Bun. era penultimul tichet. Tichet. Probabil e numărul. Era penultimul tichet făcut. Okay. Pe acolo trebuie să fie sancționat cu remove. Da, a fost sancționat cu remove, pentru că ai zis tu că da, a acționat corect. Unde? Dă numărul tău de la tichet. Ideal. Nu știu acum, că acum trebuie să stau să vă supervizez pe voi, în părerea că voi faceți rele non-stop, și eu m-am săturat. Stau să fac pe de dacă. Pardon. Păi da, dacă eu făceam asta, nu? De ce n-ai venit de la început să-mi spui? Dacă chiar îi luam apărarea lui Thor, așa cum spui tu. Trebuia să vii de la început să-mi spui, nu vii după o lună, să-mi spui că nu știu ce am făcut, acum nu știu cât timp, fără să-mi arăți o dovadă concretă că am făcut acest lucru. Da, fi, hai să fim sinceri. Deja știm că ai ceva cu noi. Adică cum ești cu Alex în mare parte. Și la Alex ai dat remove data trecută, fără păi să da, mă, frate. Nimic. Păi da, mă, frate, dar cu Alex am ceva. Deci fii atent, ascultă-mă pe mine. Deci ascultă-mă și pe mine. Cu Alex am ceva, că am eu ceva personal cu el, da? Okay. Da, cu tine și cu tine am. Nu, despre ce vorbim? Absolut niciun lider nu s-a gândit să mă tragă pe mine să-mi spună toate astea. Doar tu. Deci, dintre toți liderii, doar tu Alex. Te-ai gândit să mă tragi să îmi spui toate astea.
pe niciun tichet nu m-ai băgat, nu mi s-a făcut absolut niciun tichet, nu mereți absolut nicio dovadă concretă cu asta. Na, și așa mai departe. Te-am remove, dacă te faci să te simți mai bine, eu într-o săptămână iar intru ca staff manager, Duffy. Cum intri ca staff manager? Iar o să intru ca staff manager într-o săptămână. Te-am remove. Și o să vorbesc cu Albert în privat. Foarte ușor. Nu o să stau să mă cer cu tine când dai tu remove sau nu. Dar aș dori și eu dovedile totuși. Păi să stau dovezile. Da, uite, de exemplu, ok, arătă-mi dovezile. Mihai, cum o primi steluța în două săptămâni, maxim, trei săptămâni? Ce? Pe Mihai îl favorizez eu. Tău, nu? Da. Ce? Eu am intrat pe decembrie. Da, pe Mihai îl favorizez tău. N-a intrat pe decembrie. E normal că pe Mihai îl favorizez. Pe toată lumea favorizez. Mădăline, iartă-mă o leacă, eu am intrat pe de fix de ziua mea, gen, mi-au dat staff managerul și ziua mea e pe 27 decembrie. Nu știu, o stat pe stat. Fira de ce stat o plin fără. Eu staff manager, tot discordian, mai ha, ei m-am primit staff manager. Nu spune mie că n-am primit pe în decembrie. Și steluța am primit-o, cred că, după 2-3 luni. Având în vedere că... Nu a trecut 2-3 luni de când ai primit staff. A da, trecut maxim o lună de când ai primit steluța. Am primit-o. Și nici după 2-3 luni din cât ești primit de asta. Ok, și bani de cât ești primit? O primită odată cu banii de luat. Da. Bun. Și da, eu l-am favorizat pe Mihaiță. Ok, l-am favorizat pe Mihaiță. Cu mine ai ceva personal, din câte spui, cu Alex la fel. Ok, aștept să-mi arăt și mie dovedile tot. Deci îmi dai remove acum, într-o săptămână iar intru ca staff manager, Duffy. Nu o să mă... Nu știu, dacă pe tine crezi că te ajută cu ceva asta în viață, dăm remove. Îmi lași Farina și Rino. Ai plătit? Pentru că Rino l-am plătit. Rino, da, Rino e cadul meu pe Robby. O să-mi lași. Iată, scoatem restul de gânduri. Și bine, da, mă, frate, dar dacă intri tu, dacă intri tu înapoi în staff manager, eu o să ies. Ok. Nu o să stau. Dacă tot intri, eu îți dau remove, okay. Și tot intri, eu o să ies, nu o să mai stau. Da, dar tu îmi dai remove doar că ești ofticat și ai ceva personal cu mine și coleg. Arată-mi dovedele, ok. Uite, eu o să vorbesc cu Albi, totuși după această conversație cu tine în care nu mereți absolut nicio dovadă cu ceea ce am făcut, nu mă spui, o să-ți dau remove. Ok, totuși o să vorbesc cu Albi despre asta, vreau și eu dovedele. Cu ce am făcut, cu ce spui tu, adică am făcut. Taci, bă, Alexi, caie, că mă fac să râd. Da, mă, frate, eu o să-ți arăt. Pe bune. Ok, aștept. Dar n-am cum acum. Nu se poate acum. Eu acum le aștept. Păi da, acum trebuie să... Păi nu, fratele meu, că acum vreau să-l bag pe Mihaiță lider și n-am cum să-ți dați ei alea. Dovezile. Da, da, aștept să-mi arăți dovezile. Păi oricum, după ce o să-ți arăt dovezile, o să-ți dau remove. Ok, ok. Și eu, după ce îmi dai remove, o să intri iară. Nu intri iară. O să mă cer cu Albi, ori tu, ori eu. Da, da, da. Ok. Bă, dar de ce ai luat-o așa personal? De n-am luat nimic personal. Hai, lasă-mă! Lasă-mă, micuțule! N-am nimica cu tine, mă plictisesc dracu, fac și eu o caterincă. Fac și eu o caterincă, n-am nimica cu tine. Cum ar fi de la multe chestii, dar fără să-ți aduc nicio dovadă. Păi, dar ți-am zis cu aia că am făcut caterincă de tine, ești retardat? Ok. Încă tovarășul tău, Alex, a venit cu ideea. Trage-l pe Madalien, că el chem pe Voice. Deci nu eu. Deci nu mă păca pe mine discuțiile voastre, că tovarășul tău a fost cu ideea asta. Dar să știi că s-a potrivit, că i-am zis și lui că am avut noi doi altercații, dar eu n-am nimic personal, nici cu tine, nici cu Alex. Cu tine numai că ne-am certat ca proști, au fost partea a doua, eu nu pun discordul cu viața reală. Eu mă dar în pulă ce face unul și altul în viața reală, cine dispărim pe Discord, da, mi-e treci în două minute, cu ai.
Nu mai lua așa personal. S-au picat bine asta, mi-a plăcut. Reacție de 10 din 10. Merge, ți-am spus totuși dacă îmi luam remove într-o săptămână intra mea. Era dar eu chiar aveam tu pe o să-ți dau remove, să vedem. Deci să-mi bat pula dacă nu îți dădeam. Ba după aceea vei tu mai mult de stat, că trebuie să-mi dai grade înapoi. Adică n-aveai ce să-mi scoți, doar steluța și staff manager, atât. Ele sunt toate splătite. Și alea splătite, dar alea totuși trebuie să-mi le scoți. Nu știu, a fost interesant oricum. Deci, domnule Alex, Smish, vă-ți cam ceva cu voi. Yes, sir. Bă, te-a decat atât de chiar, mi-a luat struța după două săptămâni. Dar nu ți-a zis, nu ți-a zis să... Hai să văd că o favorizat Duffy pe tine. Coaie, ce-o favorizat Duffy cu mine? Futu-te în gură că mă lucrează ăștia ca pop. Sclav la plantație, tu vezi ce biciui sunt... Ia-te-mi pula mea, coaie, bă, Duffy a fost, nu Duffy ăsta, au fost coaie banii înaintea ta, staff manager, cu nu știu cât timp. După aceea s-a luat să luta deodată. Da, dar dă-o dreapă. L-a reușit că 8 luni o stat. Nu știu pe serverul ăsta, mă, Dăline, că mă certa acum și cu tine și cu banii, cu următoare pulă pe mine. L-a reușit că o stat 8 luni. Nu se face roleplay. Da, poți să intru și pe serverul de roleplay dacă vreți. Dacă vreți să intru și pe serverul de roleplay. Dacă el în 2 ani a făcut câte fac eu într-o săptămână. Iată pe mine aici, eu nu vreau să fiu aruncat, dar chiar consider că sunt nici ori mai capabil ca banii. Și că, steluța se ia pe creier în pula mea, nu că stai, dar nu știe nimeni. E ca Banac, ce suce, dacă un try helper stă 2 ani în staff, tu îi dai Banac, ce suce, asta 2 ani în staff, îi dai lui Lani Banac, ce suce, de exemplu, că e de nu știu cât timp. Nu, îi dai dacă e capabil, coaie. Bă, de fapt, tu nu știu da, cine gătă să pară accesul ăla. Chiar nu a fost după 2 săptămâni, mi-a luat vreo 2-3 luni să primesc steluța. Nu, știu că toată n-am stat pe Discord în timpul ăla, eram... Nu eram. Bă, nu știu, dar pot fost mici. E RPG, frate, Răzbane. Da, dacă vreți, eu intru pe servere de roleplay. Numai că nu prea ce să fac acolo. Intră pe Proforkin Mihăița? Ce prea, pe n-ai bani? Păi cred că mi l-o scos dacă... Păi nu, eu nu intru acum, intru din seară, că dau testele cu băiat, prietul ăla. Hai mă! Ok băieți, hai de-te, vă las că mă duc, am ceva treabă de făcut. Bine, Mădălin! Salut! Vă pup! Îți dau eu mai târziu. Bine, bine, bine. Ok, mă sunt pe WhatsApp. Pe ăsta, pe Netflix. Hai, te pup. Sună mă, pe YouTube. Bă, fă-s miș, coai, fă-s miș. Mă jur că a fost mici. Ce-o fă... Gen... Asta... Reacția lui a fost mici. Pe cine mă? Mai vrei să tragem pe cineva? Grăsie pe voice-uri. Grăsie pe voice-uri? Mihăița, vorbește tu cu ăsta. Să moară, mă, mai zici că eu... Fii atent, nu. Fii atent ce zici. Abarul nu mai e. Măcără să poate să ziceam pe cine de aici. Da, gen. Fii atent, îl iei pe Crisiu și zici, bă, uite, m-a lăsat Duffy să vorbesc cu locul lui. După aia tot zici. Că nici ție nu sta ce gura. Dar nu-i pe ce mă crezi. Hă? Nu mai e. Păi ce e să zici, frate, la Goofy ăla, că... Goofy ăla nu te lasă să vorbești la cât vorbește, bă. Dar scoate-i, bă, gradul și gata, se plângă acolo. O să facă ce, mă, mi-a scos... Bă, Luca ăla, scoate gradul, îl chem pe voi, că el a dat un ban aiurea. Ieri a dat un ban pe degeaba și îi zici pe chestia asta. Și pe Dragoș puteam să luăm dacă n-a vorbit Belin cu el. Ah, da, cred că a vorbit Belin cu el. Cred că stă acum pe voice. Dai că-i dau mesaj. Da mă, coi, dar ce... Hai tu intră pe unul să te tragă, băi, să vorbești tu cu Goofy ăla.
Că eu n-am ce să zic, eu ce vrei să zic la Kofi? Că e prost. Ce vrei să zic la Kofi? Grade din stat și gata. El o să creadă mai maxim dacă îi scoți gradul. Îl scot eu. Da, mă, vede, dar trageți-l voi, că eu... Păi n-am acces, Mihai. Așa că da, acces la... Nu putem să facem, nu, Dragoș, că i-a zis Belin, aparent. L-am întrebat eu acum în privat. Bă, deci cea mai pură reacție a fost a lui Ialaș până acum. Deci Ialaș... Așteptați banii. Smiș. Așteptați banii. Așteptăm banii, dar și eu. Dar și eu prostii, pentru un grad pe Discord. Da, mi-a live-ul că să-mi apula, dar îi face video-ul lui Alec de YouTube. Dar fii atent, și eu prost. Doar cum o să mi se salveze live-ul? Dar fii atent, și eu prost. Face, vrei frate să te așteptăm, dar te așteptăm cu banii dacă e, că suntem oameni. Știi pe cine? Pe ce voi zici, bă, capitan? Deja l-a amenințat Damian. Dacă nu, deja mă. A fost amenințat de Damian că-i fute remove. Dar el deja e pe voice cu încă câțiva lideri. Păi e cu Damian, dar îl trag pe Damian aici și îți spun să se bage și el. Și când l-am cu Damian, că se bagă și Damian, dă-l în pula mea să-l, că nu cred că e atât de muist. Că am mai încercat și Damian să-mi facă mie două ori asta să mă amințe pe mine cu remove. Deci, vrei să-i facem ăla Duffy? Să ce ți-l mă, pe capitan ăla, mă. E pe ălea de sus. Pe trageți-l, da, cred că așa îi zice, nu știu, capitanul îl cheamă pe top. Zi-mă, îl trag pe ăsta, pe Damian, să vorbim cu el, să-l memăm pe... Bă, că n-ai cum vere așa ceva. E, mă, Zălici, că oricum eu nu pot să-mi tot intra pe... Băi, fii atent, mă, fii atent, că trag pe Damian, faceți... Bă, da, fii. Știu să-mi faci mie chestia aia. Nu, mai cu aia chestia aia. Damian, ai treabă? Da. Ce treabă ai? Mă joc Roblox, ce vei? Aveam o treabă, noi acum am luat în pula mea tot managementul la pulă și ne băteam joc de ele, ziceam că ne dă remove, am mușcat-o până acum o grămadă. Ia la așa zis săracu că ne dă 40 de euro să nu-i dăm remove. Și știu că tu l-ai amenințat pe ăla, pe Daki, că-i fuz remove și voiam să tragem și pe ăla acum, să luăm la pulă. Nu, frate, deci joacă cu noi Roblox. Ai, mă. Da, să nu copilul face că vă bag pula în cul. Îi spunem că a făcut nefăcute. Nu mă lăsați copilul în pace. Nu mă, pe Luca, dacă pe voi pe Luca să-i faceți la Luca. Faceți Catein, că bă, uite, nu vă dau Stafford că faceți Catein. Asta, dar faceți-o cu altcineva care nu joacă. Da, dăm Stafford! Mă, văzut că eu nu știu comanda aia, Stafford, cred că dau Diego-i mult. Pals, n-ai acces. A zis un lucru adevărat că nu știe comanda de Stafford. Nu, chiar nu știu, dar la un moment dat nu știam, gen, nu am făcut sniper și nu știam și a auzit da, de mine. Ce pula mea de lider ești tu, da. Erai cu mine și cu Larisa pe voi, dă-ți-ai ce pula de lider ești tu, că nu știi comenzile. Nu, dar am învățat până la urmă. Hai că vă lasă că văd un joc, Lux, pa, pa. Bine, pa. Bă, pe versatul cu aia, pe versatul, bă. Dar cine-i versatul cu aia? Zice, scrie între pe voi și tu zici. Pe ăla nu-l cunosc. E ăsta, e așa ce vorbește. Zic că ieri el a luat un ticket de membru, zic că de asta. Că a luat ticket de membru, ca asistent. Zic că e strict interzis, că și-a remove, căcator, zic că dădea multuri la lume. Băgați-l aici. Zic de ticket ăla. Acum îl trag, stați așa. Că a făcut ticket de greșite. Mihai, te bagi și tu dacă vezi. Ce problemă să-mi bag, eu mă joc din poker, lasă-i pe ăștia să vedem, să face și să nu util. Hai să vedem. Nu mă, dacă vezi că nu mă mai descurc eu, băgați-vă și voi. Salut, Versatu! Du-te și tu, după munge. Versatu, ne auzi? Ne auzi, Versatule? Stă mut. Dă-i remove și da. Versatule, ai 5 minute la dispoziție să-ți revii de pe mut, dacă nu o să primești remove cu blacklist în staff. E alegerea ta ce vrei să faci.
Da, fii, uite-mi privat puțin. Ai auzit? Da, stai un pic. Bun. Uite. Bun, 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 bun. Care pula mea m-a tras, mă? Bun, versatul. Da. Bun, frate, uite, te-am tras să îți spun că ai făcut câteva mici și mari probleme. Adică ești un management. Și s-au agravat și de-aia te-am tras să vorbim. Poți vorbi? Așa, așa. Bun. Da. În prima fază, tu faci tichete de membru care interzis se sancționează cu Stafford. Ok. Bun. Asta e un Stafford deja, la. Bun. Al doilea. Ai dat 100 și 1000 de disconecturi de pe voi. Se plânge lumea de tine. Efectiv, intru și eu pe publice, să mai stau și eu pe publice, ca după mi-au povești că nu stau pe publice. Aud... Ha, vedeți singurul, că vers... La singurii care i-am dat disconnect am fost la Opium și la Imbi. Ca idee, atât am dat disconnect. Bă, nu știu. Disconnect. Păi, pula mea, frate. Păi, pula mea, frate. Așa. Păi, dacă o stăm să o luăm așa, păi... Mărții mei, eu azi de vină că, păi, avem și mi se plâng mie în privat. Nu, nu ești de vină. Și când mă duc pe voice-uri, eu nu mă aud de tine, știi? Nu, nu ești de vină pentru treaba asta ce faci tu. Păi spune și mie nume dacă... Nu o să spun nume, ar fi culmea să spun nume. A, păi atunci încep și eu să dau frate cu sifonul dacă tot așa dăm cu sifoneală. Păi, na, dacă eu ales să dea cu sifoneală, nu ești de vină, știi? Păi atunci să nu mai abuzezi nici ei cu ei. Păi stai puțin, abuzăm... Abuzez de ei pe mine și după eu stau ca prostul, mă, frate. Nu, iartă-mă pe mine că stau așa ca prostul, să mă treagă și să-mi dea time-ul cu răire. De ce nu fii și... Păi eu, frate, eu-s băiat cu ei și o dăm în sifoneala, nu? Păi dacă eu ales să te sifoneze, e alegerea lor. N-am treabă. Bun. Asta e 2 din 4. Până acum. Mai ai încă un Stafford pentru favorizări. Aici o să-ți arăt după filmare. Când ai ales să nu dai mute la cineva pe publice. Mare de la? Filmare de la un membru. Care s-au murit amândoi și tu ai ales să dai mute doar la unul. Pentru că cu alălalt erai tot avarăș. Din câte mi-au zis, nu știu dacă e adevărat sau nu, asta oricum trebuie să vorbesc cu tine. Ați zis că o să-ți arăt după aia, că acum chiar nu pot. A, și mai zic ceva de 4 din 4, zic direct că vrei să-mi dai remove și dăm remove și... Păi da, 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 o să-ți dăm remove. A, păi nu, dăm direct, nu, nu mai stai. Că dacă se fac ei de-astea e ok. Nu, frate, direct. Sau... Trebuie să-mi spui direct. Nu. Sau... Puși tu pe dreapta 20 de euro și uite. A, asta era scopul, nu? Păi am fiecare trebuie să mănânce. Sau azi... Sau îmi faceți cheie, cum ar veni. Nu, că nu o să facem cheie. Sau e prank, să mă bată mama, sau e prank. Că dacă e prank, mi-ați făcut nervi pe bune. Pe nervi? Zi-mă pe bune dacă ți-ai făcut nervi. Serios. Da, îmi dai 20 de euro să nu te scoți din stav, măcar. Am și eu nevoie de 20 de euro. A, și ai zis, păi de la mine, cum ar veni. Păi de la fiecare, n-a. Și auzi, frate, și ai găsit fraierul, nu? Păi nu, că v-am găsit mai mulți fraieri, că și mie ai mi-a dat. Și eu, și eu, bă, și eu. Am lăsat să fac să-mi bate joc pe mine. Dar de ce nu poți și tu să o moști așa? Să fii măcar frumos aici, cu aia. Nu am stare, frate, înțelegi? Să moară mama sifonarilor! Bă, versat, bă! Mi-ați făcut și nerepogame și pula. Cică, mă sifonează și mi-am dat seama că e de mine și de Envy. E normal, în pula mea, că singurii la care am dat disconnect ați fost voi. Că eu n-abuzez de... Eu zic, bă, zi de asta că sigur... Sigur... Te-l-am dă urechi, oricum te-l-am dă urechi, sclavule. Bă, l-ai, da! Zică... Frate, dacă ales să mă sifonez, ia, ei, o să sifonez și de acum.
Dă-te puneri să mor. Da, mă, păie, că n-am stare. Rise, dar de ce nu-mi dai și... Dar de ce nu voi cu aia să... Bă, dar nimeni... Nu mai ia la show vreo să-mi dea 40 de euro ca ai până acum. Sunteți nesimțiți pe bune, mă. Păi, dar nu, eu sunt oricine. E de dat, mă? Da, bă, pe bune. Aia cu tichetul oricum mi-a luat moi. Mi-a luat. Ia, ia, face, face să nu zi aia de tichete că tare voi să le ia. Acolo știu că am greșit. Mai ai mușcat? Nu, acolo chiar am greșit. Păi pentru că știam că am greșit, dar greșit mă. Pe aia. Am greșit și eu, dar cine nu greșește? Dar după când a dat-o în filmare, de-aia am zis... Da, ce rimă direct. Nu că până acum ea la și a fost ăla. Lui Iulia, mă, pe Iulia, tu gestiu și zic că face abuz, că dă muturi și... Iulia, dar stăca, în minutul 2 să duce să-i dea mesajul lui Damian, mă, spune. Prank mi-au făcut ăștia, bă, game și... Am făcut prank. Bă, trăgeți o pana cu aie. Ce ană, mă? Vezi că Ana o mușcă cu aie, Ana chiar o mușcă. Anunț, cu aie și... Ce până mă se zice? Bă, eu sunt purle pe aici cu dovezi, eu zic că dovada, dovada. Zic, vorbește aia despre leader, căcaturi de-astea cu aie. Trebuie să fii serios pe bune. Da, mă, cu aie, trebuie cu aie și cine se zică cu aie, că pe mine nu mă crede. Eu mi-am topat-o pula de aia. Zice Mihai, zice Mihai. Nu mă, fiți atenți, tăceți, tăceți, stați, stați, stați. Trageți-o încă, trageți-o. Ce să zică, mă, Mihai? Trage-o, mă, bă, trage-o că vorbesc eu cu ea. Îi zici că în loc să sancționeze, ea râde. Eu am luat-o, eu am luat-o la pula mai mult ca Dafi, ești prost? Trageți-o, mă, aici, mă. După 39. Trăgeți-o, mă. Păi trăgeți-o cu aie. Păi n-am acces, doar tu și Mihai aveți. Te pătrești. Mihai, dă-i acces, lasă nouăși, la ăștia aici. Dar dă-le, mă, acces, mă, ești retardat, dacă zic să le dai acces. Aolea, că bă, gami, ești pula în gura ta, ce-mi zici tu mie ce să fac? Păi, eu-s valet, bă, gami, ești pula, mă, ta și-n tractul ăla, beat în pula mea, care o s-o mai întors acasă. Să ia de să cacă în rupt un plat pe carne. Am ieși până la spatele ei. Tu-s morții, mă, ce să spun, dacă nu stai în pula mea cu aile și te pui să le mănânci. Vezi că cu aile ea e vrea. Dă-l în pula mea. Păi dai-o, mă, jau, mă, prostule. Ioi. E jignit. Pă, cine vreți, mă, să trag? O anunț. Panuț. Era mai sus, parcă, pe voi scoști. Pe 39. Nu mai e pe 39. Ba da, uite-o, e... Salut, Anuț! Da, mă, ce s-a întâmplat? Bă, eram și într-o copilație, mă! Bun, Anuț, vreau să vorbim zi. Ceva foarte serios. Zi. Bun, de când mănânci tu căcat aiurea de lider pe publice? Adică? Că de cam jumate din lider tu mănânci căcat pe publice și te rog frumos să recunoști dacă nu-ți dau bani din click dreapta. Nu înțeleg despre ce vorbești, spune-mi adică direct. Adică tu mănânci căcat, adică vorbești ce nu trebuie vorbit și ce nu este adevărat pe publice. Nu, singura chestie pe care am zis-o, am zis-o de tine, pentru că m-ai făcut javră. Te-a făcut javră? Mhm. Ah. Bun.
Bun. Și de ceilalți lideri de ce vorbești atunci? Care ceilalți lideri? Păi cam toți au venit și mi s-au plâns mie și ca să vorbesc eu cu tine, să îți dăm rimul sau ban. Eu n-am văzut absolut nimeni, nu știu despre cine vorbești. Cum nu știi despre cine vorbesc? Eu știu foarte bine despre cine vorbesc. Nu. De Larisa, de Damian, de Tartin. N-am vorbit Sniper. Pals. Atunci vreau să-mi aduci pe toți să se iau de mine și să-mi zică ce am vorbit prost de ei. Nu, că am eu filmare cu ce ai vorbit tot de ei. O să oricum o să ai bani din clip dreapta pentru treaba asta, să știi de acum. Ok. Aștept. Ce aștepți? Să-mi dai bani. Dar de ce ai vorbit tu căcat de noi azi? De ce mănânci tu căcat de noi? Te cred. Zi de ce? Te cred. Dă-mă să vă filmarea și după vorbim. Păi nu, prima dată zi de ce? Nu mă lua pe micul de să vă filmarea. Păi care de ce, frate? Că eu n-am vorbit prost de voi. Eu ți-am zis ce m-a deranjat. Ia auzi. Dovadă. Dar atunci de ce nu mai băga pe ticket? Bă, da, Elie, dar ce să mă bage dracu pe ticket? Că liderul ăsta te bage pe ticket sau? Da. Nu. Fă partea și să le văd. Liderul cu aia, liderul cu aia, ce poți să-i faci la lider? Bun, deci prima dată zi de ce ai făcut chestia asta, nu mă mai enerva că îți dau bani acum. Dăm. Nu că dăm. Eu tot nu... Că pe mine nu mă interesează că ești tu, ce ești cu Nicu sau ce vă să fiți sau ce sunteți. Dar nu sunt eu cu Nicu, v-am și spus. Eu n-am treabă cu Nicu. Mă doare în pulă. N-ai treabă cu Nicu, dar îți place de el, în fine, revenim. Zi-mi și de ce faci chestia asta. Vreau o dovadă. Fiecare am primit câte un tichet deasupra, că tu faci favorizezi căcat. Dovadă. Păi ai tichetele, dovadă, fute-mi așa în cuvintele tale. Păi și eu de ce nu sunt adăugată pe tichete? Că eu le-am zis să nu te adauge, pentru că oricum urma să vorbim chestia asta. Atunci dăm direct remove sau blacklist sau ban. O să-ți dau, stai înștită, stai înștită. Hai. Stai, nu mă mai răbdare. Scoate-le tu dacă vrei. Da, poți să-ți mai zic altceva înainte să... Te pup, Enro. Te pup, te pup. Poți să-ți mai zic altceva înainte să ieși? Da. Zi să mor că ai pus botul. N-am pus botul, ești prost. Știam că așa face scoaie. Pentru că așa mi-a făcut și Romina cu Sniper, prostule. Când? Acum mai mult timp. Pe ba pula ei, pe ce mă, se iau ăștia după. Băi, eu știu că nu fac dată. Bă, dar aici, de ce eu n-am fost adăugat? Păi știam că m-a adăugat cineva. Asta care vorbesc eu, una de pe iSet. Eu una de pe iSet, asta care vorbesc. Bă, la iarăși mi-a plăcut. Da, da, da. Cum? Așteptați bani. Așteptați bani. Da, așteptați. Cont spart, mulțumesc. Mă, că vă puneți cu mine, bă. Tot dai gradele. Vedeți că mini peca nu e de glumă. Mersi și, mersi și. Mini peca, că dădea chidea pe strevele de staff. Nu fac înapoi staff acum dacă dai numărul ăsta. Și eu ți-am zis să-mi dea numărul lui Măta. Dar ți-i dau eu numărul lui Gagica mea dacă vrei. Nu, vreau numărul lui Măsa lui. Dă numărul, dă numărul lui Gagica ta. Păi e Gagica mea, Măsa. Eu cred că am luat pula, bro. Da, 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 fi, da, crezi eu. Cui, cui, ce? Zi... Nu, dar nu vei că știi cu ei spun.
Ce? Mă prostule. Ce? Ce să-i spui, mă prostule? Mama, e mama gatică ta. Bine, da. Dar nu că m-ai făcut. M-ai făcut cățea, nu javră. Mi-am adus aminte. Nu te-a făcut el. Salut, David. Salut, David. Ba da, a zis Nicu potolește cățeaua. Nu, nu știu, că îl cheamă David. Păi, pai, vorbim prost. Numai pe David. Numai pe, da, pe frac, pe vărutul pe iamă David în pula mea. Bă, dar bă, voi nu vă, n-ați realizat. Cu o persoană care a pus botul de 100 ori, de N ori, vă credeți că mai pune acum botul, mă? Păi vezi da. Că ia la și-o pus, bă, deci ia la și mamă, o să salvez live-ul ăsta, coaie. Ia la și... Ia la și... Trebuie... 40 de euro. Prostule, vezi că știu că stai în Alba. Eu sta, am stat în Alba. Vezi că îi pun pe aia pe tine, coaie, să te bată pe țiganii din ampoi 3. Ascultă de mine. Bă, și pai să se facem mai din Clara. Nu mai dau niciun nimic, mă băgăm și... Da, știți că m-am gândit. Zic, ăsta urmă ia la mișto. Și e schemă de aia că s-au strâns toți pe voice. Ori a doua chestie, au făcut schemă ca să mă scoată din staff. Păi da, mă, da. Deocamdată la Iarăși o fost cel mai mișto, că nu știu, Taian tot zis chestii, nu știu ce și fac eu, bă, uite, prima te-a cerut 20 de euro, bă, 20 de euro e prea puțin. 20 de euro e prea puțin. Și am zis, bă, dacă vrei îmi dai 40 de euro, că ai făcut multe prostii, dar te aștept cu banii. Face? N-așteptați de bani. N-așteptați bani. Bă, coaie, Sara e proastă, coaie. De ce? Ia uite și pe la ea ce pune pe baby, coaie. Ce pune pe baby? Yeah. Uite ce pune pe baby, dar. Stai că mă uit acum. Proastă rău, coaie, fata asta. Pus. Iarăși vrea remove, coaie. Ce-a pus, coaie? Ce-a pus? Eu zic să o luăm și pe Sara. Bă, mire. Păi dau tac pe baby. Îi spunea, m-a ajutat și pe mine, mă, cu un tichet. Nu. Dați-vă gradele de staff înapoi. Noi le dau, mă, și dați-mă la tax. Bă, asta nu mi-a dat gradele înapoi. Bă, ăștia l-a și-a luat unul, Dan Mitroi, carantină. Cine și-a luat carantină? Unul, Dan Mitroi. Așa, mă, deci fiți atenți, ajutați-mă și pe mine cu tichetul ăsta. Că Alex nu mai îmi răspunde. Pe tichet. Zi încă aia, bagă-mă pe tichet sau ce vrei, te ajută. Pe staff. Ah. Te bagă Andrexii de atâta. Bă, dacă un alt staff vorbește... Adică mănâncă căcat, să zic direct. Dar un alt staff se poate sancționa pe treaba asta? Depinde dacă puteți sau nu. Mm? Depinde dacă puteți sau nu. Zeanu, îți pute sau nu? Vă zic că gura lui pute. Ah, gura mea pute. Nu, mă, ta. Uite-te pe tichet și o să-ți dai seama. Stai. Bă, Hacule, Anuț, aia nu e cu nicu împreună, dar știu, am auzit, aia caută pulă. Eu auzeam, nu-ți cauți pulă? Da, caut pulă. Așa se dă și pe lângă unul grade bonus win. Așa. M-am băgat să caut unde este jumate de GIF și le caut nicu leader ăla. Oricum, o să-și bată pulă de ea. Părerea mea e să-l bagași pe Paco, pe Prime Chap ăla. Ce să facem cu Prime Chap ăla? Na, și Alex zice că ți-o zic doar că ești împreună cu Nicu atât. Ăsta e frate, că ăsta e chat-ul de pe serverul mare. Păi zic că mănâncă căcat cu aia. Bă, lasă că poate să uită Mihai sau dați. Bă, da fi. Poți ieși pe tichetul ăla nostru, că nu știu, mie nu mi se pare ok ca ăla să ducă în privat la Hacu sau așa. Să-i zică că, adică să mă încercă că doar ce s-a vorbit la ședință. Și vezi că e scris și a pus pe chat-ul mare. Ca idee.
Auzi, Pano. Auzi că mă întreabă ăștia că cine ești de pe live. Vezi că vor să te combine ăștia. Opa. Are 18 ani. Câți ani ai, Ana? 18? 19. Fac 20 noiembrie. Oh, mai bine. Expirată, băieți. E bătrână. Expirată. E bătrână. Și cu rola bătaie și la fost. Sau dacă vreți să auziți pe cum ar spune, e care experiență, nu e bătrână. A, nu. Face și noi giveaway cu o poză cu bucata dacă e la băieți. Nu. Hai, mă. Ia, ia, stai, ce băieți, care dă like, vă dau poză cu buc. Băi, ia, 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 uite, uite. Ion Celac TV cu Nicu. Ups. Ce-a zis? Ce-a zis? Eu, Ion Celac TV cu Nicu. N-au putut gâtul tău scrie cu John, dar mă, what the fuck, stai. Ana, să vezi că i-au făcut ce sau mă. Da, frate. Putu-ți rasa ta, mă. Zi-mă. Bag o dată, uite. Eu am ce la TV cu Nicu. Gata. Ce să fac? Stai așa. La versatul s-a înervat rău, la ține înervat pe sărac. Da, am făcut ceva? Prova. Nu, așa. Vezi că și Belin era acolo, amante duveditoare. La cu ai știu, face, bă, dar ce-mi dovadă, că eram pe live cu ai și face să nu, bă, vrea și eu pisă, între face și noi. Da, mă. Da. Bă, deci fii atentă, Ano, mi-a zis Perău, care e i8 și 22 în pulă. Nu, mulțumesc. Și are și R6, dacă te interesează. R6. Pes. Dar pe tine, cam ce te satisface? Dacia. Pula. Păi are ăsta 22 în pulă, cu ai, are mai mult în pulă decât am eu în ani. Să-ți fie ție în gură, să nu mai poți respira numai pe nas de asomol, făi. Ca Mădărina, știi de aia spus Dustormi că 20 intră într-o măsea? Da, aia care mi-a fost mie asistentă. Mădălina aia în pula mea care îmi dădea poze în kilo și avea ieșa părul de la pizdă pe după kiloții. Și avea și gagic în timpul ăla. Bă, avea gagic? Aia a fost, mi se pare că a fost și asistentă al lui, bă, lui Seba. A fost al lui Rare și că. Aha, nu știu ca e. A fost asistenta mea, gândiți-vă în halul ăsta că a fost asistenta mea și mi-a trimis poză în kilos cu aici și și-a plăcut de la pizdă pe după gata, kiloți. Gata. Poftă mare, băieți. Da. Știi că poftă mare. Vezi că e și în Anglia, băi, auzi. Deci să-mi bag pula anu dacă nu. Nu aia, mă. Ăsta care se dă la Ana. Să-mi bag pula anu dacă nu, te-ai fus cu el, dar dai mie banii și mașina. Să mor eu dacă nu. Îți fac ce vrei tu, să-mi bag pula dacă nu te spăl pe picioare. I-am zis lui Sniper că îl prind, îl bat pe ăsta, pe 13, îl jefuiesc de grad. Ai zis că și pe Andrec. Fii atent aici, Ano. Fii atent aici, Ano. Deci te duci, vorbești cu băiatul. Te fuți un bitaio țică de pizducă. Bun. Ai, mă, ai un pic de răbdare, nu mai tăt, mă, futi. Și dai un pic de pizdă. Eu iau mașina și bani. Dar și nu, după, dacă bani, vrei... Împărțim bani. Dacă da, împărțim banii, dar mașina nu ți-o dau. Bă, dar tu mai vota la Miss? Dacă vrei să te combini cu băiatul ăsta... Deși votează la Miss. Deși votez la Miss. Bă, dar țin gradele înapoi, și că nici acum nu mi-au băgat gradele înapoi. Bă! Anot. Dar bă, versatul doare? Ți-a intrat în cor? Ups. Ce să zic, versatule? Emil Rang. Uite, bă, uite ce-a pus Sara pe baby să fie în bafta ta. Mă, leu, bă! Stai așa că mai vine ăștia, mă, care vor să o combine, stai așa. Fii atentă, Anu. Dar ce sunt eu, vei? Cred că faci 100 pe live, cred că faci 100 pe live din asta. Profită de cu bătea. Bă, dacă mă bale înapoi, mă. Fii atentă că-ți fac promo pe Instagram dacă am o pe live, Anu. Dar nu vreau, eu nu vreau nimic. Dă-mi gradele înapoi.
Hai mă, răbdare, mă, să vină băieții ăștia să vedem ce au de declarat. Nu, oh, păi nu, nu fi noi ăstea. Voi sună, intră și te trag. Bă, a făcut femeia asta 43 de like-uri, mâncați-și. Cine, Andra? Da. Mai ai și unde pula pentru reactru că ai. Tam și-o 28. Eu vine pe voișuri. A venit pe voișuri cu aia și zicea, vă dați-mă, votați-mă, da, o te votez. Așa, mă? Da. Bine ați venit pe Jilava. Ce faceți, mă? Uite, e Catrincă. Salut, Denis. Ce băiatul care vrea să spun bine, băi? A, ăla, că așa. Care stă în Anglia de aici? George. Ai U8? Bă, ăla e Sparrow, dar are eu pe joc. Eu am ce vic în viața reală. Și am R6 în real life. Stai puțin. Ai R6 în real life? Da. Arată-i lăsat asta ca să te creadă că... Dar îmi cer scuze, eu sunt luat. Dar nu-i problemă, că ea nu-i geloasă, dar măcar să-mi tai mie R6-ul, dar ea nu-i geloasă, să moare dacă nu. O educ eu. Eu cred că vreau să fii vrat azi. Nu, că știi că, din iubire... Eu după anunț în lanțuri, eu dau acasă. Lasă-mă... Mă, bă, anunț, știi că din iubire fac eu chestia asta. Face și noi un ban. Pune cu aia. Dar acum mi-a scos oamenii... Aole, scos dacă nu te vând la... Dacă nu te vând la egipteni pe Camile, eu zic că mai bine te dau la băiatul ăsta, că și român, poți să te înțelegi cu el. Egiptean nu te slujește, treaba ta, nu fi prost. Allahu Akbar! Nu mai pot să-mi dau raportul, că n-am... gradele. N-are nimic. N-are nimic, că băiatul ăsta te ia așa și cum ești. Bă, lăsați-mă feric, că n-am eu chef după de astea ale voastre. Așa, că știu că îți place și ți-e puțin atenții. Da, fi. R6-le, dar 22, ce mai zice? Ce? R6, 22, ce mai zice? Deci am vedeți că nu mai spune Rusia. Ana, Ana, lasă așa. Ana. Spui că ori la bătaie pentru noi, ne luăm totul, ai... Bă, n-auzi că nu mai am grade și acum pot să vă înjur pe toți. Cote, cu ori la bătaie? Nu am eu cu ori la bătaie. Îți dau timeout cu aia. Ce fa, mă? Stai, care scoate cu ori la bătaie? Ana, fata s-a sun. Nu, erau voci de băiași, știi, ci că... Da, bătaie. Ori câștiga vocii. Îl câștiga vocii. Nu te poți, nu ți-e rușine. Îți poate ia, bă, du-te de aici. Ana iese prin București cu iapa. Îmi vine pensia. Ia, o pun aici. Dacă era până în greu, mai bine. Ia, mă, unde am pus. Speck and Dam am făcut... stunt. Capisam. Nu mă duc până în România pentru o bucată de pizza, nici să mă bați. Bă, dacă par sta în Cluj, m-aș duce la ea acasă. Am face video, am face vlog din ăla, daily vlog, Ana. Să-mi bag pula dacă nu. Să mă cac pe cutețul tău, futu-ți familia, măi, să-ți fut. Ce ai, bă, cutirul meu? Băi, să nu! Da. Nu a venit eventul ăla? Mai e 15 minute. Even. Mai și speriat, ai țipat odată. O Prostars. Păi eu vreau reward-urile, numai tu să iei, mă, bulanciule. Vreau și eu. Bă, vreau și eu. Mi-au spus gradele, bă. Că mie nu-mi priește... Ia-i, bă, ia-i, bă! Mie nu-mi priește nouă starter pârpațan. Iată cu aia, a făcut una, s-a postat la Miss, cică 18 Craiova, Instagram-ul ieși în cică îmi place adânc. Bă, iară, nu mai știu pe grade un pic, că vreau să le fac un fling la ăștia, că mi-am luat remove. Naam. Îi place adânc, ha? A, se dea mesaj pe Instagram, care mi-a zis, pui, le-ți place adânc? După mai ziceți că nu mai sunt fete cu minți, ia uitați-o. Ia, îi place adânc. Băiată piscină și bazin olimpic o fac. Andreea, 14 ani, plânge când se cacă. Hai de pula mea cu aia. Vezi, bă, că e scumpă părlaia. Așa e, mie-mi plac băieții cu minții. Andreea, 14 ani, plânge când se cacă. Bă, să nu. Cât... cum să zic, ce ai pus la predicție? Nu, a, acum abia. Pleacă-mă de aici, că mie îmi dă sfaturi, nu ție, ia, pleacă aici. Vezi că s-au deschis predicțiile. S-au deschis?
Aha. Da. Și ce pun? Da, pus echipe în Sud-America. Bă, eu cu asta am luat follow cu I host Madali, ce ia să-i dau mesaj. Bă, am vorbit cu ea, sau i-am zis op. Eu le votez și când o să înceapă ăla vă zic care are mai multe voturi. Păi, dacă ai vorbit o dată cu ea și nu știu la interes, nu mai încerca de o oră. Lăsă-mi plusul 9. Poate, dar bine, dacă te-ai lăsat în sim, nu mai încerca că... Te căuta ea dacă era. Ce vede? Fii atent ce vede. Fufulu. Ăsta primul. Tucu. Tucu. Moroco. Ba nu, nu Moroco. Oh. Ce bere? Mă, coaie, dar ce în spaniolă vorbiți voi acolo, mă? Ce mergi, mă, acolo, mă? Nu știu ce ești acolo, dar tu crezi că m-ai înjurat. Da, coaie, vă jucați în pula mea joc de copii de 5 ani, că frate meu... Ce vede? Du-te în pula mea, se joacă frate meu, vitre, coaie, are 8 ani, coaie, se joacă, are tricou din ăla cu Brawl Stars, merge cu el la școală, zice... El Rimbo! Da, El Rimbo? Să joacă Rage. Pula mea și face rol pe care părinte. Nu, pe legi nu faci rol. Pe legi nu faci rol pe și e el primo. E el primo. Păi dar nu m-am jucat. Barte-te în pula mea că te-ai jucat. Dar tu de unde știi cum faci? Că l-aud pe fratele meu vitrică de fiecare dată când vorbesc cu mama pe cameră. Îți fac expose pe chat că te-ai jucat bro. M-a jucat două meciuri cu tine și după aia aștept să-și terminat. Te-ai jucat? Dar n-am zis că nu m-am jucat, am zis că de bă, 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 dacă tot... Bă, dacă tot e așa, luați-vă de păr că hainele scumpe. Bă, nu chiar, că la mine ce e am îndulap, am și pe mine. A, deci pe tine e și îndulap, bă. Da, cea de genul, nu. Și la mine la fel, frate. A, n-a văzut. Și eu am pe mine. Gradele lua, nu, da, pe om. Da, ce gradele lua înapoi? Noi le-ați dat? Nu. Dați-mi acest să trag, bă. A, na. O ieșit? O ieșit, o ieșit, o ieșit. O ieșit. Mi-a s-a dus sus pe masă rotundă să-i dea gradele, dar nu știu dacă i le-a dat. Deci în 12 minute, a? Ok. Da. Mai trăgeți, mă, câte o fată. Ai, mă, că vă combin pe Sparrow. Te combin cu ai, fii atent. Ce traia când să fac cu ei de că le fac găleată Epic, piscină, mitic, bazin mitic. Olimpic? Să nu, mitic. Ce ți-a dat? Nu, dar... Cura în cură. Mi-a dat mint pin pe Nita, de la Epic. Uite pe anunță, tot are gradele. Mi-a dat pula în gură, mi-a dat. Poftă mare. Așa că nu poți să sancționezi. Mulțumesc, mulțumesc. Doar ce am mâncat. Nu da, mi-a și pula ei și în serverul mamii lor. De bine. Bă, dar eu mă așteptam să găsiți copiii, mă, pe serverul ăsta. Bă, a zis... Damian și cu tărtie să nu mai faceți față de astea. Faceți celelalte. Băga mea și pula măta. Nu facem nu, ce zic nu. Eu. Trebuie să le spui, nu este în șmicheri. Mie nu zice nimeni ce să fac. Fac ce mă tai cap. Păi de-am luptat la revoluție ca să fiu liber. Hai mă! Liber ca pasărea cerului, a? Adică cu capul în jos. Pula și... Așa ai luptat, e? Ne mă, bă, tu știu gradele la prima dată. Ia trage aici, am. E pe 6, n-am acces. E pe 6, ia ta că o trag eu. Dacă oricum trebuie să-mi iau de ea, pe ce mi-e trebuia să-i plânge mă la ea, mă? Nu. Mi-a zis că trebuia să-i se dea gen... M-au tras aia de ce, mi-a zis de ce vrea să mă trag și am zis că, na, am ieșit din greșeală. Băi, și... ano. Nu s-a plâns nimeni la el cu aia. Hai să-ți dau nu gradii, s-a plăcut, că m-a întrebat și eu a zis să nu mai facem, nu mai facem parte. Admin. Azi, azi. Staff team și atât. Acum îți dau. Ele dă cu botul și că ia carantină. Nu, că nu-i dau cu botul, că-i dau nimic drept. N-a merg pe să le fac și eu prank. Nu ți-ai carantină? Tu nu ți-ai carantină, mă? De ce să zic carantină? Dacă dai gradii încă hidrată, gen staff și atât. Miș. A, nu mai vă prietenă, că sunt doi bărbați aici, Drecu, nu faci tu față. Da, pe Bubu, pe Bubu. Cheamă-o pe Bubu! Cheamă-o pe Bubu! Da, ce-a văzut, mă? Mamă, zic, sunt grup. Băi, cum îl cheamă pe Bubu? Alina. Alina, așa.
Dar vezi care e nasul mare cu aia. Vrei să o pupi dintre nasul nostru. Ce facem? Dă cu fruntea, muric. Stă prin Austria din... Nu, 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 stăm în Vâlcea. Ce are mă, Dafi? Are un nasul mare cu aia, are nasul mai mare decât pura ta. Da, mă, putem cur cu nasul, dracu. Bă, trageți-l înapoi, bă, pe să nu că o ieși din greșeală. Mamă, o pui, fii atent, o pui pe pat. Dă-ne, bă, Dafi, și nu acces, mă, să-i aici. Da, aveți acces cu aia. Nu am acces, intrăm pe Zlava, că nu ne-a dat Mihai. Că e joacă Brawl Stars. Mihai, dă-le acces la oameni. Mie mi-ai scos accesul. Dar tu n-ai avut acces. Ba da, când mi-ai dat... Spălăria, măti. Așa. Da, ții bă accesul lui fată. E accesul ei. Dacă ai luptat la Revoluție, promis să ți-l dau. Am... Dă-i urmă. Dacă ești cu minte, îți dai acces la ceva. Eu, Vâliu, sunteți libidinoși, veri. Uuuu, bani, dracu! Cochețarilor! Parcă mi-era dur de pulel de astea pe Discord. Băi, interesant așa. Dar câți 30 de ani aveți? 45 ani. 68 jumate! 68 jumate și 22 în pula! Nu, am 68 jumate și 82 de bună 69 în pula. Nu te mă, futu zi... Aha, ce l-a luat pe ăla să moară câinii. Tot a ei. Bă, fac puicuțele. Taci că îți dau un leu la pensie, taci. Doi, să-mi iau și eu două țigări. Aia, pula două țigări. Cât e cu aia o țigară? 2 lei. Ia, doamne, și pula cu aia, când am plecat din România era un leu țigară. Băi, când m-am apucat de fumat era 13 lei pachetul de țigări, când m-am apucat de fumat. E 30 de lei pachetul acum. Bă, da, fi. Da, bă, pula. Bă, da, fi. Da. Ai accesul pe Xiaomi. Da, am accesul pe Xiaomi. Mi-e meșot când vine ăsta la... Trage-l peste nou. La mine la muncă și jau, mă, frate, jau camel din ăla galben cu 22. Așa. Mai am și eu de ăștia la muncă. Ma. Rotman sunt pula mea, e cel mai ieftin pachet de țigări. Fumezi... Deci dacă fumezi un pachet de țigări pe zi normal, din ăla fumezi 3-4 țigări maxim. Ce dracu, gândește-te că eu am colegi la muncă care fumează lemeu în pula mea. Bă, eu când mă duc... Bă, eu când mă duc la muncă nu pot să zic, bă, am rămas fără țigări, că nu pot, pula mea, că nu pot să fumez lemeu și m-am unul care fumează din ăla, Davidov. Păi nu pot, pula mea, să mă duc să zic, bă, am rămas și eu fără țigară, dă-mi și mie o țigară, tu nu pot cu aia, că nu pot să fumez lemeu. Bă, nu știu ce și cum, dar eu nu fac, cum să zic, nu fac pretenții la țigări dacă sunt din Gamma Kent. Dacă nu sunt din Gamma Kent, pot să fie prânz să fie. Eu fumez Winston. Atâta cât tragi din ea, eu cel puțin nu fumez orice țigară, dar dacă n-am țigări în pula mea și mi-ar decât după țigară, ia orice o fi, țigara să fie. Nu, mă, eu nu sunt rău, dacă chiar rămân fără, eu nu sunt rău de țigări sau din asta. Țigară să fie, ți-a să fum. Eu cel puțin decât să știu că, bă, frate, fumezi ceva ce nu-mi convine și după mi se face rău, mai bine îmi bag pula în ea, deși până la rău. Singurul țigări de nu le pot fuma să le arăt, mă. Ce ai, mă? Și Marlboro roșu de contrabandă. Ce ai, mă? Că eu dacă fumez o țigară și îmi schimb țigările, automat a doua zi îmi văr jumătate din plămâni. Da, nu, n-am treabă. De ce n-am treabă? Hai, fum să iasă. Putu-ți... Na, uite-l cu aie. Fum să iasă și pizda udă. Și cu rugăurit. Mai puțin de alea, cred. Îmi place să dau la cacă. Ce, bă, tu știi ce frumos e? E mai strâmt. E mai strâmt. Așa cu una, bă. Ea nu o să fă ăsta, nu o ia la caca. Să dau pe termenii ăștia. Zic că ea vine în coastă să ră ceva. Ce? O pun, frate, pe burtă și dă-i. Face, au, mă doare, dar nu ieși că-mi place. Vai, futu-te în gură. Nu știu că n-am făcut din alea. Bă... Ana, gata. Ana, o termină, nu mai gata. Nu mai vrea să participe în discuții. E mișto oarecum, știi? Dar rar. Ce să participe, Ana, mă, că...
Nu mai zic. La aia dacă îi zici două, dacă îi zici două propoziții, fac pariu că se apucă de plus. Nu plânge, Ana. Aici am văzut, să-mi bat piciorul dacă îi jur. Nu, bine, plângi. A, nu mai plânge. Da, ăsta mori. Da, bă, nu, bă, lași-mă din gură, nu mai fi libidinul să băga mea și pulă. Oh. Nu mai înjura, stragul, vă. Bă, să mor dacă m-am putut de serverul ăsta, bă. Ia, el deschide și dă moonlight, bă, ăsta, îi dă voucher din moonlight, băga mea și pulă, ok. Da, Andrei, mie mi-a dat muie. Din 76 sau 78 de copii. Lasă-mă că e în seara asta iar eventul ăla. Mă, piși, păi. Din 1000, nu, din 140 de cutii, cred că am luat 1000 și ceva de PP-uri. Oricum, cât de curând o să mă las din server, așa că nu se rupe. Mai rău. Eu aștept în pula mea să pice jobul zilei minerul. Băga mea și pula mea de miner. Aia aștept și eu. Dar care-i treaba cu minerul? Am de la Battle Pass. Trebuie să fac 50 de milioane la jobul zilei. Exact. Și ai și aia cu sadul nostru câte minereuri. Da, 250 minereuri. Asta fac acum, adun minereuri. Am 100 și ceva. Bă, Mihai. Bă, nu știu, dar eu m-au zis că alții chiar au băgat foarte mulți bani în jocul ăsta. Bă, da. Uite, eu sincer n-am băgat, dar totuși am adunat ceva. Am băgat de 20 de euro am băgat oricum. Am 130 de 20 aici. N-am băgat. 20 sau 30, nu mai știu exact. Da, am băgat, frate, că nu merită. Dacă te duce cap, uite, am 8 miliarde jumate plus mașini plus mai multe. Bă, Mihai. Dar de cât timp te joci? De... 2 luni. Păi de ceva timp. Eu acum sunt civil, bă, pula. Deci eu sunt în PD care are permise. Eu nu mai am. Opa, George, ce ai făcut? Îți fac post. Trebuie să mă duc să mă pun duty, ce? Dar poți să-mi faci post. Și dau și afară din clan. Nu e nicio problemă, mă bagă demonic înapoi. Și după ce dă pe tine afară. Pe mine? De ce? Că mă dai pe mine afară. Păi stai, bă, puțin. Eu zic așa pe voi, că suntem prieteni și pula mea, suntem în același clan și tu vii și mie. Mă bagi la pușcărie că n-am permis. Du. Da, nici eu nu cred că am permis cu aia. Dragi. Da, bă, eu mă să fac o țigară, revin. Bă, raportul meu e gata, așa că nu-mi pasă. Mie mi-au făcut unul post că l-am înjurat pe chat. Fix prima dată când am intrat pe ăsta, a zis, zic, pe rage, m-a oprit unul din FBA sau cum pula mea, SWAT. I-a luat morții în pula ăla, cred că de la AZ. Mi-a făcut post. Da, mă, dar uite, dacă ești începător, n-are ce să-ți facă, nici n-are voie să te someze, cel puțin. Între level 1 și 3 n-au voie să te someze. Mi s-a blocat jocul. Bă, ia-l, jurez că a început. Da, acum, dai, dau restart. Ia-l, jurez că aștept 40 de euro. Da. Eu că am făcut level 9. Bă, e mișto că e ori 2 payday. Da, pe numai astăzi, cred că mai, nu? Păi dacă îi dai slash calendar, vezi. E mișto care au bani mai mulți în bancă, știi? Eu am 13 milioane în bancă. Și am 24. Din bă, dar omul ăsta nu mă răspunde pocichis, că dacă nu-i dau un pumn la domnul. Nu-i tăpeam. Tu, bă, cum ești?
N-ai sânge în culo dacă nu-i dai. Bă, dar să nu tutezi acolo la EPSI sau pe YouTube? La ei? Pe YouTube degeaba tu uiți. Mă gândeam eu că... La ce mă? Da, articole de pescuit. Da, și mă cu articolul tău. Mă zi, mă, ce mă, bă? Ce-i pe ce mă ce ești așa, mă? Zis, nu mă la ce te uiți. La campionat. Ce campionat, mă? Am făcut la balaurs. La balaurs. Nu mai fac gluma asta, te rog eu. Foarte amuzant. Azi? Unde e Optim? Asta e pe Difon. Hai, ce vede? Hai. Ai văzut ce vede? Da. Și eu. Mihai, ăsta ce faci? Doarme? O dormi pe el. Tu asta cred că stă în pat acum. Să uită la rol. O întrebare. Dacă îmi pun meci cu cineva, e 100% domne că noi suntem împreună? Da. Pe de ce ți-ai pune meci? La Caterinca. Da. E cringe. Mai ales dacă nu sunteți împreună. Păi da, la nimic măcar nu te fute și se face de râs cu tine, păi. Hașu! Adică se face de râs cu mine, dar ce sunt eu? Hai zic. După că mi-ați dat 10 puncte random, hopa. Da, că ți-arăt eu ce-am făcut zilele astea. Ce ai făcut zilele astea? Da, lași! Spune da. Ce-am primit, ce-am făcut de mâncare. Da, e ceva mai știu. De-aia, brownie, musaca, nu știu. Musaca? La mea, pe care că ești proastă, că chiar mă dădeam în tine stau de nevastă. De nu, m-am învățat, nu mai sunt proastă. Din greșele am învățat. Tău proastă rămâi. Nu, tău proastă rămâi. Poate mi-am pierdut raportul că mi-ați scos gradele, dar nu cred. Cum ar fi? Bă, dar voi la Moonlight-ul ăla ce dracu faceți? În ce job? Hunter. Tu ce votat? Ce așa de special, mă, la Hunter? Mm? Eu am votat FFL, bă, să nu. Da, faci mai repede, mă. Eu făceam fish. Dacă Hunter sau Tracker. Dacă tai anuța. Ce, mă? Fata unu sau una, că te pe live dacă e anuț. I-am scătat. Să știți că vă aștept să votați misul vostru preferat. Preferatul. Misa voastră preferată. Nu mai cer și dracu. Oh. Bă, da, toate ca toate, dar eu n-am cer și cât am cer și Tandra. Pe unde e să mă iau și eu de aia? Am revenit. A, bă, Mihai, că a început, s-au dat 10 minute gratis. Așa. Eu am votat primul, CVD. Ce bag, să nu auzi tu? Păi, la fel, CVD, am băgat și după FFL. FFL. Mersi de sa. Tipul 8. Nu știu, ia vezi. Uite, 40 de secunde sunt 125 sau ce scrie aici? Florin Extreme. Hai, dăm numărul mă ta. O zis că spune că sunt Andreea. Pe 125, bă. Am 10 și scrie acolo, plus 125 în dreapta sus. Cine e Andreea, bă? Ălea dacă câștigă echipa ta azi de atâta. Perfect. Deja am două. Am deja aproape 250. Deja făcut eu 1000. Bă, ce e neregulă cu femeile astea? Am zis mie că am o descriere dubioasă. Dar mă înșu la femeia asta, ci că un like și aveți o surpriză. Îmi place adânc, ca să uși și tu. Pe rost că vă spun, tu fută-te în gura, fă. Păi aia e băiețel, cu aia e biscu, ce vrei să vă trimit în privat? Că aia e băiat care se dă fată.
Mi-a zis silicone. Și Alexandra asta zice că îmi place adânc. Ce părere e ideea? Nu, pe dacă îmi place adânc, ce pula. Mihai, cred ai că da, vota fufu. Ar fi bun pentru Spero, care e 22 în pul. Ce dracu, poți să te caci în gusturile omului? Niciodată. Cred că cea mai normală e Cezara care a zis, jucăm Valo? Deci m-a făcut și a 15, nu cred. Mamă, dar sunteți... Să dau pe link-ul ăla și să stau să mă uit la căcatul ăsta? Da. Da, și din când în când mai vine o întrebare care îți dă puncte. Sau o să vină un de ăla, dar trebuie să dai tap-tap pe el. Tap-tap în general. A? Ne vine la toți odată? Da. Da. Hai, Stefele, hai. Bun. Da, pardon. Doar o să înceapă și o să dea 5 puncte care trebuie să le iei. Îl dăm și porcii. Bă, coai, nu, că mor. E și o scuze la răgăită. E statul după Pepsi. Da, o mers Pepsi ăsta. Îți place Pepsi? Place Pepsi. Place Pepsi. Păi să câștigi o echipă asta după următoarea și tot așa. Păi un fel de rank. Da. Numai că turneu. Uite, mă, mi-a dat și dracu și ce drăguț. Putova în gura să vă fot. Ce? Fix pe Florin. Okay. Că e, fix pe Florin m-am băgat în Florin de la noi din clan. Ia să că scriu. Te-am luat, Florine. Săracu' e învățat. Bă, da, fiind. Vezi că chiar e șmecher ideea cum a zis beatul ăla cu gaming-ul, cu aia. Turnee, da, dar ce nu crezi că stă să o pun în practic? Am 3 nostalgia crit-uri, cu aia. De unde dracu? De la quest-uri. E bine. Da. Nici eu n-am. Bine, boss. De era fain să fie într-o locație anume, nu așa, acasă la fiecare. Păi, o să fie într-o locație când e mondiala. Finala, și finala. Da, unde, pula mea, cine... A, nu mai trecut că... în București. Bă, așa la remove Luca, coaie. Care Luca? Luca, coaie. Nu cred, de ce? Și la remove, coaie. De ce? Uitați-vă nou deloc, că a scos dacă toate gradele. What? Cine? Mamă, cum era să iau 500 de pp-uri. Ce mă, Luca? Da, coaie. De ce? Nu mă întreba. What the fuck? Maria Luca? Nu știi sau Luca e băiat. E din cauza la banurile alea. Aoleu, acum văd. Văd că i-a dat și pe chat. Da, coaie, să-ți spune. A zis Andreea să trage și pe aia, că e pe GG. Cine e Andreea? Pe Andreea. Trageți-o, mă, trageți-o. Ianis. Da, așa o cheamă. Cine e Punchek? Bă, cine e Punchek ăla de asistent? Cine? Punchek? Până unde e asta asistent, coaie? Nu știu. Ăla da. E Luca. O să mă să Luca. Ai Luca? Nu e pere Luca. A, dai Luca. E Luca. Da, ele. E Luca. Da, și-o fi schimbat contul, poate și-a pierdut contul. De-aia i-a scos gradele de păr. Ionuț, te pot. Bă, zi și care logic. Dar pe contul ăsta nu e, nu e, nu și-a pierdut contul. Care și pusichile, uite, a dat gradele de păr. Uite, nou. No 25 ianuarie. Păi, ăsta-i contul lui vechi. Nu știu, dar contul are din 2023 contul. Eu l-am din 2019. Mamă, am 16 ore, bă. Prima mapă, broba. Deci o trageți sau nu, că mi-a zis să trageți. Eu trag, eu trag. Dacă eu trag și eu câți ani are? Are 14 ani, coaie. Nu mai trag.
Nu eu mai trag. Nu are șefanii terminată. Nu, nu mai trage aici. Nu mai trage aici, lasă-o acolo cu Stephanie. Dobar așa mea vere de hăd, n-are cu aici pe asta. Pe cât ce n-are mă ia? Pe coaie și gagică s-o vrabi cât pula mea n-are. Nu-i gagică s-o. Salutiv. Materialul a fost morți. Hai mă, că mă spamează, a zis să o trageți. Trageți-o aici, mă, să vină. Să zic acum fă roagă, mă, să te trageți. Ieți, eu mă. Nu știu, bă, mă doresc. Ei, am făcut 32. De pule, ce? De lași, mă? A, Cezara e moloică. Ștergeți prezentarea, vă rog frumos, Miss Mister de la. Da, de ce? Ia la, ștergeți prezentarea, găgică ta. Mă de sperie. Ce? Noaptea, intră 14, Miss. Mai am nevoie de 12 like-uri și o întrec pe bani. Bă, coai, ce culoare asta e? Toată, e făcută negru. Nu s-o vopsei, mă. Da. Mi-a zis, spune-i lui Opium că trăiește în trecut. Băgați aia și pula pe gât, Andreea, așa faci? Mă vorbești? Ei, pe difone. Da, asta-i făcut. Uite, coaie, uite cine m-a înjurat, băga mi-a și pula în gura ei că... Mi-am vărsat și sucul, coaie. Tu sporți, mă, tine, viață. Băga mi-a și pula. Mă moară mama, mă moară mama, mă moară mama. Glumesc. Nu mai am ce să-i facă. L-ai făcut pe prost cu sultan de un caca. Bă Mihai, vezi că e acolo un trofeu, dar trebuie să votezi pe el și-ți dă 5 puncte. Da, l-am votat. Ai dat? Trebuie să și spamez? Nu, doar când după ce vezi că îți dă punctele și gata, după când apare iar. Păi și unde văd punctele? Ți apare acolo că ți-a dat 5 puncte și după dispare și uite, apare iar. Ia uite, 63% au votat cu ăștia echipa mea. Au mai multe voturi ăștia mei. Eu am votat cu ăștia. Păi și noi. Păi și eu, FFL. Dar avea unul, mai ok. Eu mai spamez aici. Hai, spamaz, tap. Tap. Bă, un like pe TikTok și vădem. Bă, dar cât costă? Când dai like pe Miss. Cât costă? Care gen care e cel mai bun grade, bă, să-l deschizi? X-Men, sincer. Bă, nu vă luați gol, că bă, pula gura voastră. Da, bă. Unde e, bă, Miss? Hai, Berian. Stai. Lasă pe Sandy să dea cuc. Da, da, gol. Mamă, să-mi bag pula. Hai Willow, hai Willow, hai. Dați gol, mă, dați gol. Nu, e bine, dacă se spargă ăștia, că ea e primul. Dacă s-a spart mapa, el primul ăla o să fie inutil. Deci poți să te nimiți pe toate, le-aș fute. El primul o să fie inutil cu aia acum, fii atent. No, e căcat, e eu. Andreea. E timo pe... E, traditoare. E primul. Pulă. Vreau să te fac și minorul la băieții ăștia că... Nu da? Mai sună. Te răspunde! Ce bagă Andreu? Hai Willow, dă-i ultimată. Ce anunț? Răspunde că ți-l bag pe, ți-l bag pe Snap. Uite... Păi... Ai văzut câte like-uri a făcut? Sugi? Luciana? Ai văzut câte like-uri a făcut? Sugi? Ia, te-ar făcut. Da, păi ți-am dat și eu. Hai, yeah. Hai. Bă, George! Băga-mea și pula în gura ta, Duffy. Băga-mea și poate, ce prost ești, mă, fătute-te în gură de pula. Coaie! Ah, rog-te și ok, am pula, Duffy. Ce-a mamă, ce te-am făcut acolo? E luarcă ăsta, pibufera. Hai, no, să vedeți că te descurci cu hitman-ul. Nu o fi bomba la pe bunii. Ca așa de făcut cu ăsta. Dar nu fac nimic a hit, bă, Nicoaie, pe server. Mamă, care Andra, bă, 44, coaie. Bă, dar ce are ăsta în cap? Are o cioară în cap, ce? Bine, cuța. De aia, de iepure. Ce, mă, acum, dă replay la meci? Nu... Nu știu. E altul deja? Da. Nu e altul, că nu a pus punctul. Sau?
Trebuia să pună punct sus. Trebuie replay la match. Păi da, ce pun că a fost draw? A, atunci se... nu e la nimeni. Păi da, da, începe așa altul instant. Da. Fără să mai aleagă, fără să nimic. Da. Păi deja s-au pus mapele, tu nu vezi? E ca un fel de ranked de se joacă. Se joacă două din trei. Andreea. Da. Andreea. Andreea. Ei, mă. Ca să vorbești cu gazetă. Bine, bine, bine. Iau, cic, cic. Vorbi pe Andreea. Dar... Măi, lasă-mă, bine! Că la trai fac eu să-ți dau gura la gazetă. Ai, a face și captură. Hai că vrei să... Hai, primă, dă-mi 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 plan, să... Faci tu? Bă, da, voi vedeți că suntem împărțiți în două voice-uri să moară. Bine, mă! Hai, mă, coaie! Bravo, coaie! Hai, mă, coaie, bătaie de joc asta! Uite-te și tu ce e pe masa rotundă și pe ce e pe jilava, mâncați-aș. Aici suntem 10 și acolo sunt 8. Ui, bă, ui, coaie. Tu v-am zis că suntem împărțiți în două. Cred că vrei să mă enervezi, nu să dau acces la Evrian pe masa, pe ăsta, pe jilava, să vină tot. Ferească, mă, spui tu cum a fost atunci, poți să ai o mimă? No, păi cum am, vezi că eu am mai făcut cu Dafia asta de Revelion pe aici, am dat permisiunea toată lumea să intre. N-am intrat de Revelion, ce dracu. Am bătat cineva? Pe RGB, care zicea, zice RGB că vrea să o fută pe Anaide în pula de Revelion. Ce de nașpa e? Anaida aia, tu gândiști-te că are... Doamne. Ce? E foarte nașpa, crede-mă. Grasă și urâtă? Da. Da. Pădurea Baciu. Hai de pula mea. Da, și că... Hai de pula mea. Până la urmă și pizda oriunde trebuie futute, dar... Nu de noi. Deci Crebi, cred că are plăcerea de la urât. Păi eram mai... Bă, eram pe la... 4 dimineața, deci eram eu cu RGB, cu eram Alec, pula mea. Și nu mă luau pe ăsta, mamă, ce aș fătă pe Diana. Nu mă așa zice. Și eram, bă, coaie, ce Diana? Anait, coaie. Și toată lumea întreba, mă, îți place de ea? Un pic, un pic. Iar overtime. De fapt, el ce lua la moaie de la ea. Are gagică. Da, că are și gagică s-o... Și gagică s-o, doamne feri. Tu încă ai să-ți placă de vre... Da, hai bă, ce-i faia la frate? Ce? Coaie, iar în pula mea, dro. O să-i dau de acum când mă enervezi, zic, bă, cum să-ți placă mă de Anaid, așa se fac, să vezi de fac la fraier. Nu, iară draw. Nu. O să facă fătut gura mă de copil. Pidofrenul. Peca. Peca. Cine mini Peca, Iana. Eu sincer aș spune pe Andraia. Și Mihai e Slenderman. De ce scauzi, mă, pe duchiosul iară atoarajă cu mine, bă, că am ieși pula în gura ta de golem în pula aia, de scut-o palmă, te spate mai mult. Dă pop elixir ce ești tu. Nu spula, bă. Man. Iau, de Bambi prin Germania. Vezi că sunt pe rota. O pus cu rota. Anuț. Bă, Anuț. El primo. Tactul ăla, dar copiii îi spuneau în tinerețe. Lasă-mă că sunt pe măta, bă, n-auzi. E bă, și lasă că sunt pe măta, soacă. Nu are ce să facă el primo pe măta ăsta. Hai că... Mă, coi, dar... N-am ești pula, dacă n-am luat toți stâlpii din GTA-ul ăsta până să ajung la fermă. La fermă? Eu sunt la miner, în pula mea, fătute în gură de... Coate, cum să te duci la fermă să iei toți stâlpii că n-ai dit ai autostrada, serios? Ia să-mi bă, pula, dacă... Da, fi. Și stai și Mustang sau ce dracu aia. Da, mă, stai, am uitat pe el, îl cheamă Duffy, e posibil orice. Ce băieți ăștia bully, mă, Duffy, mă? Păi... Măcar e bine că nu mi-au bully, că nu zic. Cât de nașpa-i?
Bă, foarte nașpa, crede-mă că toată viața mea la bully pe treaba asta. Cât de nașpa? Da. Ce? Te traumatizau? Bă, da. Mai aici puteți să-i dezbully. Dacă vreți. Nu știu pe ce, eu nu dau bully, bă, la persoane random. Numai dacă mă enervează. Eu nu te-am enervat. Eu cu ce te-am enervat? Încă nu m-ai enervat. Mica. Urmește. 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 Ești un gur, mă, zi. Zi că nu, ești nu, un nu, nu sunt un gur. Nu, 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 nu mai zi așa că mă enervez. Și ce are dacă nu un gur, mă? Nu suport ungurii. Fratele meu care să mă ia de Duffy să mă pupe la găoază. Cum să suport ungurii cu aia? Nu, mă, pentru treaba asta că-s roșcat în pula mea, îmi iau eu bully, bă, n-am și pula. Soul Snatcher. Că ești mecher să fii roșcat, ce-ai? Da, e super, îți dai seama, mei undeva, băi, roșcatule! Nu, cu aia, cum băi, nu știu cum le zice în română, mă, fute-i dracu. Aveam care se zice roșcat, așa, ce-și roșcat. Leprechauns, cum pula mă le zice, mă, în română? Ce, mă? A, fute-i dracu, bă. Aia cu aurul. Tu ce curcubei? Tu l-ai doamnă. Spiriduș. Așa mă, spiriduș de aia, bă. A, glumesc, mă, nu luam nume de rău. Țigan. Nu iau nume de rău, n-am treabă. Ești maker să fii roșcat. Ele, spiriduș roșcat. Mă uit acum la American Gods. Și eu unul care e spiriduș de la în pula, să te mă jumate acolo de el. A? Nu e versat? Nu, că ori câștigat-o iar alții. Băgămiși. Băgăle, scopile și dragule și facule și pamamele lor. Mai am 140 de minereuri de luat băgăme și pula în ele. Face-te de toasa live. Hm? Face Larisa, bă, dai fi lag. Am auzit de țâți atât. Bă, dar una prin Anglia cu aia, nu e pe aici, băgăme și pula. Bă, era una. Am mai aproape de Londra, că ba, pula e... Tătia... Da, Roxana, stă în Londra. Pe lângă Wembley. S-a răsturnat prostul cu tirul, s-a răsturnat prostul cu tirul. Nu-i departe de mine. Tu unde stai? La vreo jumătate de oră de Wembley. 20 de minute, jumătate de oră. Depinde de trafic. Dar vezi că e și bagabanta, gen, să foti cu mai mulți. A, pula, nu mai au și boli, lasă-și. Cine? Nu, că nu ți iei, că nu te cunoaște nimeni, Dreco. Cine? Deci... Băi, Andra, am zis că vreau să te bulesc odată și odată. Că ți-am dat like, Că ai venit pe băi și ai zis, am dat like, sunt la voastră, gen. Bine, mulțumesc. Așa, bine, vreau să-mi dați acum, mulțumesc, sunt prietenos. Cu beneficii, nu? Să mă piși pe Swipey. Scuze-mă, bă, cum e trei? Dar ești normal. Credeam că-s doi tovarăi ai mei cu care ne bușim și am crezut că ești unul de rei. A, păi stai că mă bușesc și eu cu tine. Hai. Pac. De partea ziare, bă, Duffy. Da, uite-te pe live. Ce vreau, mă, vă bușiți unul cu altul. Da. Chiar așa în văzul lumii. Ia și pula în live-ul tău. Numesc. Haide. Ați intrat la Duffy pe la... Bă, la mie mi-ai dat, mă. Ce? Dar ce mă meriți? Ce să dai, mă? Copium dacă mi-a dat. Ți-o dat, ți-o dat. Bă, ce pula ce-i tu, mă? Bă, comment. La mine că mi-e somn firat stat, nu mai zic de ce. Mă, comment. Te-a rupt cu telescoapele. Zici până iată asta, două comentarii. Alu. Da-ți și mie follow pe Instagram. Fac și acolo. Promo. Da. Ce faci, mă? Tu-ți faci promovare pe Discord, mă? Nu, fac promovare pe ăsta tot. Da, am luat pachet. Da, mi-a dat pachet. Vedeți și voi un Civic frumos acolo. Nu. Uite, mă, mi-a dat opium. Dă-mi și mie mesaj pe Discord cu Insta-ul, că-ți dau și eu follow, să nu zici că-s chitră. Și dacă mă fac băia de treabă, s-ar putea să-ți fac și eu promovare pe TikTok. Da, și era. Da? Dă și tu un like la Miss acolo.
Din... Da. Bă, Ana, da, bă, bă, Andra, dă-mi Instagram-ul tău să dau și acolo. Andro, Andro, dacă vrei, îmi dai 5 euro și scot toate reactorile lui Ana. Bă, bă, ce treabă ai cu mine? Andra, dă-i și mie follow back, bă. Eu follow back, bă. Băi, să nu... Care vrei că tu ai... Păi 44 am 32. Păi da, tot. Ce să faci? Mie mai îmi trebuie 12. Băi, nu mai votăm nimic, nu mai trebuie să votezi. Trebuie să aștept să termine runda. Yeah. Așa, hai să facem un vot de la debut. Cine votează să-i scoată așa? Na, bă, ce m-am dus. Nu, Aruț, hai. Ia la aici ce votezi, da sau nu? Poftim. Băi, Andra, n-auzi, dă-mi follow back. Hai. A, ah, ok. Hai că scot toate reacțiile, dă-te. Bine, dă-te. Nu le scoți. Las-le acolo. Hai, le scot eu. Hai, mă duc aici. Hai, așa. Click dreapta, ia removal reactions. Gata cu aia, Andra. Cum, bă, să banez ori? Vezi, bă, că ți-am dat follow. No, ți-am dat Instagram, nu ți-am dat follow. Ok, bă, ok. Deși tu da. Andra, dă follow back. Lasă, bă, pizda, pizda, nu... Nu trăiește toată viața, mașina trăiește toată viața. Mașina, deci pizda te distruge, mașina te face fericit. Cred că mi-au un GT. Da, mă, deci Chex ăsta e Luca, mă. Nu, mă, acum se răsa. Nu te cred. Ei, alo, ce țipe aici? Au, Luca, am înțeles tot. M-am înțeles tot și nimic, ai zis că vreau... Cât am înțeles să moară ce-am pe casă cu... Ia tu, l-ai doamne! La fică minte, mă! Nu râdeți de Ardelin, că vă iau la... Ce aveți cu Ardelenii? Luaneați... Chiar bă, care e Ardelen? Eu. Și eu. Nici eu. Gen, eu sunt din Alba Iulia. De unde ești din Alba? Din Alba, din Alba. Păi da, dar de unde din Alba? De unde? Din Alba Iulia. Din... Păi zi, cartierul. Din cetate, dracu. Ha. Eu am stat în Alba, acum stau în Cluj. Și prin Cluj am ceva neamuri. Nu e problemă. Dacă ai soră, promis să fiu și eu neamul tău. Bă, frate, știi cum e. Dacă aș avea, ți-aș face cunoștință, dar n-am soră. Am pe una de tot, când ajung prin Cluj, mai dau și eu acolo. Da. O împărțiți, dacă vrei, te ajut cu Facebook-ul ceva. El e pansexual și dă și la toate părțile. Da, bă, că-mi fac, fac. A, e pansexual, e de la cu tigăie, plac tigăile. Are 46. Da. Bă, da, mi-aș pula, bă, dar de când e clanul ăsta hâvână pe server? Hâvână? Hâvână, hâvână, sunt americană. Nu, mă, e... Hâvână, oh. A lui ăștia ce-au fost la noi în clan. Dacă a făcut, mă, banii ăștia, mă? Care mă, are becuța, șpuc. Da, mă, rebecuța aia, Nu era minoră. E. Dar omul e tot făcea, stai bine, știi? Băi, pula mea. Acum, știi ce e important? N-am pula mai mare decât vârsta ei. Crede-mă că la mine nu e cazul că deja depășește cu mult. Bă, eu prefer să... Pula mea, să aibă peste 20, știi? Și eu mă peste 20. Așa o dă subtilă. Pula mea. Acum n-aș merge și 18, dar vine 18 ca mic, ca mică, de, 19, de la 19 sus, dacă are, eu sunt ok. Nu, coaie, eu am avut o ofertă și n-am refuzat-o, totuși, cu una de 45. Uai, n-ai refuzat-o, nu? A, alea-s bune, tati, să-mi bag poate, nu se fude, îți dau lecții cum cațești pula ta. Te face cu alifie și cu tot ce vrei tu. Mai ales să n-ai bușnici dinți. Nu, dracu. Mai de pula mea. Nu, mă, face una de... Bă, n-am întrebat-o cât avea, dar avea undeva la 50, face... Oare cât să-ți dau să-mi faci și mie un copil?
Dă-te dracu, fă! Bă, dă-te în pula mea! Jur! Milioane, tati, milioane să-mi dai. Bă, dracu. Ce să fac? Ești copilul handicapat în pula mea la 50 de ani. Nu iasă, frate, nu iasă. Mai ales să fii semănat cu mine. Mă... Și câteva milioane acolo în cont. Să-și dracu, câteodată m-aș fute singur la cât de bine arăt. Așa-i? Black salami, ce pula mea? Dar și zi, să-mi bag pula dacă nu. Eu eram femeie, eram plin de bani acum. Dar toți băieții sunt așa, coaie, toți băieții sunt așa. Oricum, oricum nu duc lipsă, da, da. Eu eram plin de bani. Nu știu, coaie, dar dacă eram femeie și arătam cât de bine arăt acum, făceam un OnlyFans, să-mi bag pula dacă te minți, OnlyFans făceam. Admini, dă-te bani cu ăla, admini. Săracul Grecu face trafie. Da, l-am fost în clan, coaie, la Grecu. Concertat cu el. S-a băgat în stâl. S-a băgat în stâl. Eu nu mai știu la, ce, la care am fost în clan, la ce admin. Am fost și eu, dar nu mai știu la care. Băi, ești prăs cu petrolierul după mine și am 170? Da, la... Mamă, stai că nu mai știu cum îl cheamă. La cine, nu? Bine, nu era clanul lui, era clanul Zlate, dar tot aia. La Tiger? Da, așa, mă, la Tiger. Mă, nu la Tiger, cu... Tiger e în dev. A fost și la Zlat în clan. A fost la... Dar nu era Tiger, mă, Tiger. Era altul. Alexander? Nu, nu, nu. Ceva cu S, parcă. Nu S. Sugio. Da, dracu, mă știi. Da, auzi, mă, ți-am zis acum. Nu aveam vreo săptămână când eram pe server. Cu S. Dar pula mă știe. Sau să, nu mai știu mă cum îl cheamă. Ba, pula, îți minte toți plebii. Sau zero, sau care. Nu mai știu, ba, cu mult timp, cu câteva luni. Acum vreo 4 luni, când m-am apucat. Mamă, deja e 4 luni. Păi, dar am făcut 3 luni de facțiune. E de pula mea. Deci, cap acolo. Dar tu în ce ești? Am fost în SEI. Am fost, că am ieșit pe... Ce dracu am luat de ea, mă? Raport incomplet. Ce-a făcut, mă, Tiger? Tiger, Tiger, mă, Digger, l-a luat 7 epic voucher, spun că ați pulat. 700 pp ordin. Mă... Ce-a luat, mă? 700 pp ordin, get gift. Bă, să-i trag, mă, e că la... Bă, coaie, stai puțin. Are noroc coaie, Digger, să-mi bag, nu știu, are... Are mânării, face mânării. Eu nu am materiale în pula mea, că am 20.000 de materiale. Mie îmi zici, coaie. Mie îmi spui care iau doar bani. Deci am acum... Unde pula mea pe materialele? Am 220.000 de materiale. Plus încă 100 de la am folosit la... Uite coaie, uite coaie! Încă unul. Și mă duc eu și vezi că îmi dă 300k. Ce slăbosă-s alea, mă, până la urmă? Bă, nu știu ce-s pentru tine, dar pentru mine să mor dacă nu-s eu am. Pentru mine chiar e egal cu zero. Aia. Etron. Ah, Etronul ăla parcă-mi face cu ochii. Bă, ce urât e Evo 9, să-mi bag pula. Bă, era să mă bag în... Irele e fain. Grecule! Evo 9. Da, în joc e urmă. E aici, mă, n-aș pe mașina de pe server. Evo 10 e pizdos. Cum după ei? Plac, mă, ce ai? Evo 10 e frumos, mă? Brecule, dă-te, mă. Dă-te, brecule, ar vin din drum dacă stai în drum. Hai, mă, că mă cer cu ăsta. Ce pula mea crezi că poți să stai unde vrei dacă ești admin, dă-te, brecule. Gata. Și acum vedem ban Duffy. Ne, dragi. Sparul, nu Duffy. De la Grecu? Viac. Grecu e liniștit? Nu, bă, cu Grecu mă știu oricum. Dă-te, băi, opăritule. Hai, nu-mi dă și mie o mașină de aici, în pula mea. Mamă, cu aia mai durează, mă, mâncați-i și pula ta, cât, mă. De-o să-ți dea mașina, mă. Hai, măcar dă 100 de pp-uri.
Așa da, mă, 100 de PP-uri, mă. Da. Din spring ăsta, puli. Da, e bun. E bun 100 de PP-uri. Hai că ți le iau. Se pot, mă, car de o mașină ceva. E dracia, dracu. E pe bunii, ce dracie? Get gift. Hai cu mă duc și eu. Un caca. Mă duc și eu să dau la get. De să mori, dacă nu dă pe urmă, piș pe el. Mă piș pe el și pe 16 ca materiale. Bă, da. Pe serverul ăla alt v-ați jucat, mă? Pe serverul lui Cain? Pe Liberty? Nu. E mișto? Nu știu, că multă lume zice că e mai mișto ca asta. Hai să ne băgăm în puii mei. Oricum eu mă las de... Beef hood. De ce? De bug hood. Mă piș pe el că e plin de bug-uri. De ce crezi că îi zice bug hood? Nu știu că nu m-au auzit chestia asta până acum. Încă 11. Încă 11, frate meu. Bă, dar eu mă așteptam să găsesc foarte mulți copii cu aia, dar nu prea găsești. Bă, eu am găsit foarte rar copii. Nu prea sunt copii. Cred că mă pun pe... Pe ce, mă? Pe Ehud. Nu, mă, nu sunt. Dar cred că mă apuc și de Fiverr. Mă reapuc, pardon. Eu m-am lăsat pe aici pe ăla. Nu vrei să pună, dacă nu mai ai ce face. Cred că mă apuc și termin iară toată seria de Far Cry, începând de la Far Cry Primal până la ăsta ce a apărut acum și Primal. Primal Schmaker a fost Primal-ul. Primal Schmaker e Primal-ul. Da, mă, da, cel mai șmecher e Far Cry Primal. Nu știu că nu am terminat. Ultimele, bă, ultimul cu aia. Mamă, dacă nu... Din pula mea e Just Cause 2 și 3. Și 4. Seria Just Cause în loc de Far Cry. Hai că mă duc să-i dau raport la mare becuța. Dacă nu-mi dă, dacă nu-mi dă ceva bun din Get Gift tot e în jur. Stai, dacă nu... Dacă îmi dai follow pe Instagram, îți dă ceva bun. Get Gift. E omor. Eu zic să dai follow pe Instagram ca să se dea ceva bun. Cum ești, mă, pe Instagram? Te-am trimis în privat, bă, pulă. Azi direct track-ul pe intru pe telefon. Underscore George underscore K20. Nu trag underscore... Talpă, na, talpă. E proașă talpă, iute când te prinde... Ia să vidiem, hai să vidiem. Ie... Așa mi-a zis, bă? Na, am înțeles, talpă, George, talpă. Premium account 3 zile, să-mi bat pula în el premium account. Vezi dacă nu mi-ai dat follow. Ca 20? Da. Am o poză cu... Cu mașinuța. Da. Aici, ce mișto ai pus să... L-am fixat, nu? Păi da, nu. Păi, nu ești să bagi mința. Trebuie să schimbă poza, că nu mai e așa. Păi? Uite-te la pozele, de ce? Trebuie să vopsești și jantele la zi, că-mi pula mea de jumătate de an că vopsești jantele și... Ba, uite, ba, bani am bani. De obicei n-am bani, dar... Tu dracu, n-ai bani, mă, tu stai în Anglia și n-ai bani. Mă, spune că am bani. Săran tocul. Păi, dar nu. Bine, nici eu nu-ți mai bun, dar n-am. Cred că ție ți-am dat, sper. Da, da, mie. Slobos. O, să mă urmărești că eu n-am pus poze pe ăsta. Schimb conturile cum schimb șosetele. Nu vadă că gică, da? Bă, dar pula mea! De pe mine odată telefonul mână face infarct și se trezește și mai face un preinfarct. Mă, bă, coaie, ce fuge tirul ăsta! Gata, m-am terminat și ăsta. Ai și tu 500 caca? La, de unde? M-am un miliard și atât de bani. Dă și mie jumătate din el. Ți-i dau înapoi. În două ore. Serios? Da. Serios, coaie, în două ore iei înapoi, like, în film, copil. Nu dau banii să-mi bag pe WhatsApp. De ce toți banii ăștia îi mai am?
Că nu mai este facțiune de asta. Dacă mai eram încă facțiune, bă, pula. Banii făceam imediat. Deci în facțiune faci ușor banii? Da, e pun, dar ușor. Însă ei faci ușor banii. Faci și nu. Deci dacă stai și faci licențe, într-o zi ai făcut 500 de milioane. 500 e căcador. E puțin. Ia mă, să deschidem ăsta, Winter V2 credit, ia să vedem. Bă, o mișină trebuie să mai fac aici. 50 de milioane la jobul zilei. Iar, îmi dă premium cu aia, băga-mi și pula în Winter, mă. Și jobul zilei momentan e... Și cracker ar trebui să fac. Ca să fac și Tesla-ul aia. Premium mă contem că 15 zile. Să-mi dea și mie buzzer-ul ăla nesimțit. Flashback. Stai așa că mă o să fumez și eu o țigară de vin. Doar deci tu? Deci îmi dă buzzer de Sawyer S3-ul. Bă, dacă ți-am dă... Și Evo X, nu m-ar deranja. Una dintre astea trebuie să-mi dea. Mai puțin Eli, că dacă îmi dă Eli. Ce RS3? A, o trecut pe lângă RS3 și îmi dă direct bani. Futu-ți familie, coaie, nu mai bani, am pagina plină de bani. Coaie, nu pot să cred că am pagina plină de bani. La ce, mă? Spring, crate. Mi-a dat cât? 100.000. Cât mi-a dat? 500. 500.000, tu-s morții, măi. Crates, câte? Am 682 de bitcoins. Deci mai am puțin de așteptat. Bă, cumpăr și eu un motor, bă, în pula mea. Pe de bitcoins am? 6200, e bun. E, că mai adun și tu și... Cu ce mai strâng? Futu-s morții mătii de tir. Mamă, bă, ori să pun stage 4 pe mașină. Ce mașină? Evo X. Alte mașini. Atâta. Asta, asta e mașina mea de suflet. Bă, dacă știi că o ții și pula mea... Bă, mașina asta nu mă părăsește. A, atunci pune-i, că merită, că ai launch control cum ar veni. Restul tot atâta prinde, nu te gândi la... Dar știu că tot atâta prinde. Mamă, dar nu pot să mă omor, fii atent. Ce dracu întreabă Malachie, mă? Cât e un M4 cabrio, așa, bun. Bă, etichet. Bă, nu pot să mă omor cu aici. Prost, când vreau să mă omor, nu pot. Ce dau ăstea la ghinioane? L-am aruncat pe unul în aer. Motorul mașinii este distrus. 4.000 în asigurare. E bun. Porți. Cât, mă? 4 milioane. Cam puțin. Mie îmi zici. Am centura pusă. Cu aia, uite ce prost îți mă băga mea și pula în gura mea. De ce nu mor? De ce nu mor? Aveam centura pusă. Da, pe un... ce zonă ești? La CHQ. Am murit. Hai nu, dar veneam și te lichidam eu dacă e tot așa. Nu, cum am lovit de perete de 10.000 de ori în pula mea și nu muream. Vă mașina de gunoi cu sete, premium fenomen, îmbămat. Și aia la gunoi ar trebui să mă apuc să o fac la melele. Pe ori am la mine. 418. Ah, e ceva. Ori 70, ia. Bă, lângă Evola, nu vrei și un Duster? Oh. Nu știi ce pierzi. Și Duster și Moca, stai. Acum o să-mi pun stage 4 pe Evo. Bă, ce mor pe ăștia, mă, să mor eu. Și mor eu pe ăștia, că vând o chestie, dar aștept să-mi ofer tu bani. Dă-te dracu că tu vizi, nu eu.
Da, dar știi de ce? Pentru că ei nu știu cât valorează. Sau, ori nu știu cât valorează, ori vor să vadă dacă te fraieresc. Nici așa nu știu. Să oferi tu mai mult decât... Păi aia e faza, știi? Că dacă zice, bă, oferă tu și el... Aici îți dau un exemplu, eu îți dau o mașină, o pun la vânzare și mă gândesc, bă, asta e undeva la 2 miliarde. Și tu vii și îmi zici 2,5, pe automat zic, păi, ok. Bineînțeles. M-am făcut de azi un skin din ăla, hopa. SMSC 827. Gata, mi-am pus 34 pe mașină. Te că i-am dat lui mă, Alex. Cum pleacă. Ăla. Da, mă, ce ai, că e șmecher cu 34, orice mașină. Era bine dacă ar prinde și tot speed-ul mai mare cu 34, să nu fie doar scrum și controlat. Bă, stage 4 putea să mai pun încă un, să o, zic... 5-10, ceva acolo. Nu mă, păi cât e, 15 odată, după aia 25, după aia 50 și mai putea să pună 75. Ula mea, zic și eu. Așa. Să pună, sau să pună 65 cu plus launch control, sau, nu, în fin, anyway. Gata, mă, mașina e top, e full, fără nimic, că nu mai are ce să pună în ea. Are V+, Rainbow Stage 4, Neon Rainbow, Premium Fuel, faruri, jante. Tot, n-am ce să mai cumpăr. Ăla face preț? 8 miliarde vărului, o vrei? Dacă nu vrei, lasă-o acolo, că stă bine, că nu o ia nici dracu dacă nu. Nu, ruginește. Mai are mult asta de printa, mă, mâncați și pula ta, că se cam apropie de vârf și... Ce, mă? Îmi printe tot acolo la mașină. Am imprimat 3D. Stai că am venit, Duffy. Bă, urâte-ți, mă, jantele din... de la tunel. Toate sunt urâte. Bă, știi care sunt șmecheri? Alea de le-am eu pe R6. Morților. Alea ultimele, dar sunt 200 de PP-uri. Na, pula mea. Dar eu zic că merită acum, nu știu. Mă, o să fac tracker. Păi și eu tracker fac. Dar nu știu ce skill să fac, am skill 4. Fac 3 ore. Nu, eu fac skill 4, că dă destul de bine. Păi dar nu-ți depărta titurile? Pula mea, pentru mine e ca și când aș fi în oraș. Am tir cu stage 3, știi? Da, pula, eu n-am. Faci acum tracker? Mhm. Opa, unde mă duc? Mă duc departe. No, skill 4, ia să vedem cât de departe. Mamă, dar stai că la skill 4 e în pula cu satelitul ăsta. Dar ce, vă dau mai mulți bani, mă? Da, cu cât faci skill mai mult, cu atât primești mai mult. Ca și la Hunter. La Hunter, de exemplu, pe două ture e undeva la 6 KK. Dacă mă lag e 10-3, facem 3. Ce se facă 3, mă? Skill 3 la tracker, cursă.
pe o cursă? Da, acolo, la, înainte la tracker, făceai cu skill 1 să-mi bag pula. Băi, erau rapide, erau toate aproape în oraș. Acum și făceai, făceai minimul 1 ca capătură. Nu chiar, ba bine, dacă aveai tirul tău, da. Aia zic. Acum e, l-a futut. Acum e. Trebuie să fac 50 de ture la tracker, asta mi-e ori. Eu am terminat, dar acum le fac, să mai fac un ban în pula mea, nu știu ce. Bă, nu știu, n-am făcut. Mi se pare prea... Market. Ia să-mi scot eu 8 și ele 6 de pe market. Că le-am pus am în părăți... Tracker, am skill 4. Am 260 de ture făcute. Bă, eu am skin Halloween. Și vreau să-l dau. Bă, și eu am unul, dar gen nu știu care e mai bun, Winter-ul sau Halloween-ul? Halloween-ul, normal. Vreau să-mi pun și o skill de 140 job boss, 6 dublu așa. Pun și o skill de Winter. De X, mă, să-mi Winter-ul. Ce l-am făcut? L-am făcut cu tirul, dă-te dracu mai încolo. Am făcut 326 de caca, e bine. Hai că urc. Din ce? Din quest-uri. Fac quest-urile acolo. 300? Da. Bine și dracu. Bine rău, așa. Dacă făceai job, făceai undeva la 200 în timpul ăla. Dar stai, am făcut undeva la 100, mă, nu 300. Mătii se scut cu blocat și altarul mătii. Îmi țin... Cum adică 90.000? Am țin... la 90.000. La ce? La track. 90k? Ce? Nu prea are cum. Păi, îți arăt. Sincer. 45.000 și Legend Account 45.000. E 90.000. Înseamnă că ai bușit prea tare. Nu, că nu contează, nu contează, nu contează. Ba da. Nu contează. Coaie, contează. Crede-mi. Contează. Bă, contează. Am bușit remorca și înainte, când făceam bușit remorca de pe unde mă duceam. Da. Și acum, chiar, acum n-am atins deloc remorca. Ca idee. Ia să văd, deci... Știam eu că e ceva... Am mai ies unul, că bă, poate să ai șansă să dea foarte puțin. Ia și că la vântiri stoc. Ia să vedem cât. Tir stoc, de la l-am scos cu... Nu, uite cu aia, eu pe o... Dite curs am luat 800k. Da, mă, stai așa puțin. Și cu 1.7 coaie, chiar atât de mult ai un tir stock. Acum mai scuze că înainte era 2.25. Oprește-te. Acum 120.000, bă, de timpul ăla. Dar cum faci jos, mă, de tirul pe ăla stock? De cred. Unde-i skin-ul de Halloween? Pune frumos ca să... Bă, bă, să mă apro, de când mă joc pe serverul ăsta, numai la skin-ul de Halloween am avut noroc ca să mi-l dea fain. Mi l-a dat pe ăla de cu auriu. Ce taipan? Taipan Chevron? Ia, yeah, mi-a dat un skin de Halloween. Băi, așa am articolului. Oamenii auriu cu dovlea pe cap. Am și am eu dovlea pe cap, dar zici că e rem. Da. E, la toate dovleacul. 144 de pe ordin gift. Bravo, coi. Și a căzut, alunecând pe gheață. Cu inimă grea, moșul a decis să caute un înlocuitor și te-am puternicit pe tine să duci mai departe tradiția. Ia hainele moșului și mergi și obține materialele necesare pentru a face copiii fericiți în noaptea cea mare. Ăsta Christmas, ia, hai să-l facem pe hard. Oh. A, bă, că nu mai are mult.
cât mai are, 40 de minute. Bă, m-aș pune să dorm. Am vrut aseară în pula mea să mă pun să dorm jumătate de oră. Pula, ce să dorm. Da, am avut baiuri. Dar ce... ce problemă are ăsta cu mașinile de să numesc în halul ăsta? Nu ai voie. Nu știu, ai jucat FFM? Da. Sau mai joci FFM? Da. Nici în server nu mai are voie să folosesc un mașini cu numereal. Adevărat. Cum? Că pe... FPT, de exemplu, și pe Proforcam, pe ce server mă joc, eu folosesc da. Din alea. Da, când o să primească și ei... cum până mai zice, mă? Când o să-i vrea să-i dea în judecată, o să-l schimbe. Bine să-i dea în judecată. Rage-ul. Nu au voie, nici Rage-ul, nici 5M nu mai au voie să folosească cu mașini cu numereală. Dar n-au voie să mai folosească nici măcar mașini modate? Nici, da, nici modate, nici sigla, nici nimic. De asta, nu vezi că mașinile, da, arată așa, dar nu mai au sigla, nu mai au numele, nu mai au nimic. Păi, uite, gen, singurul care are sigla e R6-le și scrie R6 pe el atât. Da, dar scrie BH R6. Nu, numele scrie. A, scrie pe R6. Doar R6 și sigla de la Audi. Da, dar nu e sigla de la Audi, e sigla de la Audi-ul din joc. Da. Oarecum. Oarecum. Da, știu, dar nu e aceeași sigla. Asta e ideea. Nu au voie. Mă jucam pe un server de drifturi. Foarte mare server, de câteva mii de jucători. O trebuie să facă toate mașinile modate. Bine, modate în sensul că numele și sticlea și toate căcaturile. Bă, vreau să cumpăr o căsuță, bă, băieți, bă, și uite că nu găsesc, bă. Și bine, să cumpăr o căsuță, dar nici să dau de 3 ori prețul ei. Dar aia... Așa îmi iau 5.000 de pp-uri, îi dau lui Radu și mă îmi face casă unde vrea puii mei. Mașini și câini? Mhm. Acum depinde cât de mare vreau, știi. Uite, ăsta cere pe una big, 10 caca, dă-te dracu, opăritule. Păi 5.000 de pp-uri îți dă interior small, nu? Mediu. Mediu? Mhm. Bine, poți să zici și cu mai mult dacă vrei. Uite, ăsta la fel, big cu 25. Da, da! Uite, una cu 10 kk. Da, arată cumva. Nu știu, am văzut că Sampo iarăși revine, bă, să-mi bat pula dacă nu. Stai puțin. Da, ce poți să-și devine? Pe ce? Sampo. Pe Samp am... Am și pe Samp ceva, ceva. Bă, eu pe Behood am undeva la vreo... Ții, mă, tico, să câștigi 5 epic voucher, dă-te, dracu! Coai, cum să câștigi 500 de pp-uri așa în pulea? No, da, frate, uite, 500 de pp-uri și pentru mine și ceva. Mă, piși pe el. Nu am noroc că cați ăștia cu aia, nu știu cum pula. Am avut noroc aseară cu aia. Aseară când a fost fisherman-ul, am luat 7000 de bitpoints-uri, 4 vouchere. Deci n-am avut treabă, chiar am luat bine. Vouchere de PP-uri, nu? Da, da, da. Am luat crate-uri multe, deci chiar am avut noroc aseară. Sunt curios să văd ce cote ai mai câștigat cu iPhone-ul ăsta. Pe PlayStation-ul m-am lămurit cu el și mașina.
Dar ce, s-a dat și PlayStation și mașină? S-a dat mașina PlayStation 5 și mașină în joc, la lege, la... De exemplu, dacă tu voiai un... Bă, frate, eu vreau un... Ce modelul, dracu, să zic? Anyway, un RS8, care nici nu există. Înțelegi? Dar nu trebuia să fie în joc? Bă, da. Da, da, i-am dat un exemplu. Eu ziceam, bă, vreau un R7 extra full, pula mea, nu știu ce. Ți-l dădeam. Yeah. Hai de pula. Păi eu alegem cea mai scumpă mașină cu aia din joc. Păi ia, e că ți-alegi cea mai scumpă mașină și faci full. Da, mă, dar care-i faza? Ăsta zi. Radu, când a extras, s-a zgârcit și n-a dat 3 euro cu aia pe un program care îți... E un fel de random.org, dar nu e random.org, că e altceva. Și n-a dat 3 euro. Și a făcut el așa, știi, a tras cu mouse odată în jos și a zis a la bala portocala și a dat la unul, un M5 care e acum în activity point. După aia, am găsit casă. Da, mă, și mie PP-uri. Mi-a dat 6 culori mate. E smal, mă. Dar interiorul mișto. Bă, ești prost? Nu uite cu aia ce interior, ești o arie. George, tu ai VIP? Account. Am Legend. Ce VIP? Ia, vină până aici. Unde ești? La mama dracu. 16. Garaj 48, 16. Hai, cum ești așa departe, mă. Number 89. Am făcut shot ticket, stai așa, o să mă uit să văd dacă nu-i răspuns pe 6, 6, 4, 2, pentru să am, că am avut trecul, am băgat, bă, însă am chiar am băgat, îi băgam banii pe la Radoc. Și mi-am pierdut email-ul. Că, da, și eu. Mă jucam 5M. Și am postat ceva în pula mea reclamație, ca să-i fac reclamație la un admin pe top, dar am pus pe nelistat. Dar nu știu ce trecu. O dat partajare un tovarăș cu o pulă într-un sandwich și mi-a plăcat și mail-ul cu aia. Ce zici de... Drăguță casă. Așa? Cât e? 7. Scumpă-n pula mea. Ea știu. Pula mea asta e 1,5 dacă stai să iei logic. Ai treabă? Cred că mă bag în pat, sincer. Ai pula. Mă o să fumez o țigară, beau și un suc. Păi vin evenimentele, mă. La cât? La 9. Last. Stai că i-am dat mesajul ăla să văd ultimul preț la casă. Așa e fain. La ce oră se evenimentele? Dă-i și tu slash calendar. Da, e cum o uite. De la 21 la 22, 30 Moonlight. Da. 21, 20, ce bonus la 9 jumate. Deci la 9. Da, 9 jumate Moonlight, să-mi bag pula. Deci nu mai am 2 ore până să intru. Dar știți ce faceți la mult, nu? Ce? No. Tracker sau turist? Tracker sau turist? Tracker sau turist? Tracker sau hunter, bă. Eu nu știu, da, făceam top fish până acum. Băi, eu am făcut fiș industrial, dar nu pică, bă, la fiș industrial. Nu pică, mă, ăla nu pică, niciodată nu o să pice ăla. Și când ne vedeam pe alții, băi, adunam maxim 7, știi? Asta că am mai găsit unul. Și când i-auzeam pe ăștia că... Când i-auzeam pe ăștia că au strâns 14 bucăți, eram cum trec cu faci. Dar cu aia sunt care strâng 20-30 pe eveniment. Și ce trec cu fac? Să fac și eu. Bă, quest-urile, bă, daily quest. Deci... No, mă, dar e șmecheră ca să vă alocans. Da, mea, mai e jos de 8 miliarde în la R6 de la Nisemur. Hai. Ia, am să eu am avut quest.
Am terminat azi quest de luat... A, uite mă, da, a fost la weekly-ul trecut. 9 payday-uri. Bă, eu i-aș da lua la 3 pe casa aia, că nu-i urâtă. Bă, nu știu, unele prețuri major că sprea... Supraviețează, așa, m-am chiliat, grece, pară, turnul de pompieri, culoarea la mașină, să folosesc două truguri și noată 2 km. Păi, dar nu, ce pula mea, notul 2 km. Pe Liberty ce e ok? Ui, că dacă ai un caca pe Liberty să-mi bapă ăla, dacă nu ești bogat rău. Da, un caca pe... Se face greu? Da, păi, face ori pe ori undeva la... 1500, 2000. O oră? Da. Și cât dracu e o mașină acolo? Bă, una faină e 20.000, 30.000. Da, acolo bă, nu găsești mașini vanilla, știi? Și cea mai scumpă mașină, cam cât ar fi așa după tine? Bă, 40 de milioane. 40 de milioane? Bă, cam da. Acolo, știi care e faza? Cam pe acolo-s banii. Cam tot pe acolo economia, numai că... Minus aici 3 zerouri. Da, aici 4 zerouri. Miliarde... Acolo e pe milioane, cum da. E cam tot. O câștigat Buzzard cu aia, o câștigat Buzzard. Camer pula, zen. Ce e ăla? Ce ID are? Buzzard din joc, normal. Dar ce e ăla Buzzard? Elicopterul ăla care trage cu rachete din joc, normal. Ah. Numai că aici nu are rachete. Buzzard 2. Stai că am mai găsit una. Păi, dar ce mișto e asta. Deci jur că pe asta aș da. Un dracu folosește Hunter. Jobs. Ia stai. Ai nevoie de o licență de arme. Care a zis, mă, că e în SI? Bă, coaie. Bă, n-ai ce face, să trăiești. Zi-te, n-ai ce face, te plictisești. Da, faci raport. Să mă duc până la... Dar nu îmi răspunde niciun SI, mă, niciun school instructors. Ce? Întrebe aia de arme, dar nu îmi răspunde school instructors. Treabă și tu pe clan, pe slash clan. Ce să întreb? Zic, instructorul. Ăsta are ping-ul mai mare decât FPS-urile, cu aia. Cine? Kido ăsta, Kido Mateias. Da, e SI. Cine are ping-ul mai mare decât FPS-urile? ID 252. Ah, ieșim pe decoaie, stai. Acum are ping-ul ei. Exact câte FPS-urile are. 38 cu 38. Bă, nici eu nu mă lau cu PPS-uri, dar... Totuși. Ia, dă-i ID pe 26. Uite, la mine e 52 ping-ul cu 39 PPS-uri. Dă-i, dacă nu... Dacă nu știu. De 39? De 26. Bă, cam așa am și eu dacă nu fac live. Uite, de exemplu, când fac live, acum am 80 de PPS-uri. Când nu fac live, îmi ajunge undeva la 150-120. Ce vrem, mă? Ce fac? Uite cazul. Lăsa-mă pe micuța, mă, pace, mă. E mă, dacă stai pe transport. Dar n-avem, mă, treabă, mă. Noi glumim. George, nu fi rău. Eu sunt băiat cu multe, da. George, nu fi rău. Ce? Ce? Ha? N-am înțeles. Mai zic-o o dată că n-am înțeles. Dar și inimioară la chestia asta, la eventul ăsta cu Mr. Nu că dacă aflu că nimic nu se supără. 1, 2, 3, 4, 5. Așa, și celălalt care e?
cum îi cheamă. Please repeat. Sparu, îmi dai și dirioară la chestia asta cu vești și miște? Eu îți dau. Nu, că dacă aș ruga gică, dacă aș ruga gică să-l sparge. Am făcut de-a mâna. Eu îți dau, dar tu ce-mi dai? Bă, zi mai pe scurt, fă, te fuți? Bă, nu-mi place să iau chiar așa, știi. Pula mea, uite că ai speriat-o. Așa trebuie, așa-mi place mie cu aia. Bă, te fuți, ce pula mea. Bă, ce-ți mă, vă dați la micuța mea, mă? George, o iei în cur. Nu, frate, nu. De acolo doar iese, nu intră. Deci am înțeles, tu o iei prin gură și iese prin cur, am exact, înțeles. Exact, mă, exact, alea lungi îmi plac așa de un metru, doi, zi, pula, dacă, bă, cu aia, dacă îmi dai o pură de 2 metri, de nu o sunt. Ai de pula, pula dacă... Cu că nici elefantul nu. Bă, dar pula, pula reală, așa, pe unul, nu. Bă, gata. Să pun pula de 2 metri, că promet că sunt. Gata, că-ți dau ceva. Bă, pula, bă, cu aia, cât mai are asta de crescă, mă, cât, pula, dar la ce? Layer 950. Unde 950? 186. Din 1000. Bă, și ce aici? Ce aici am, bă, ce aici am? Ce mi s-a, mister, mă? Ce e aici? Da? Ce să-ți dau, că deja sunt 26. Cum adică sunt 26? 26. 26. 26. Ce? Care mă clan HP-ul nostru, mă? 46. Da, și e react acolo. Ce react să-ți dăm, mă? Ce tot acolo? Că n-am la ce. A, da? Ok, frate. Păi că n-am la ce? Trimite-mi în privat și... Nu? Cum, este aici, acolo, nu? Săracu, mării răcitorii... Este aici, mă, ăla cu Mi și Mister, mă. Ăla, mă. Da, mă, și-o pusie acolo. Și se dau inima, mă. Da, se dai react. Pare 26 deja. Na, mă, să fie 27. Că nu dar la Andra, nu știu la cui i-ai dat-o. Nu știu, eu am dat la care am prins, frate, că-i doar unul. Ne? Ne? Andrei, ou, câți ani ai? Andrei. Andrei. Mă, ce aici? Nu mă mai, nu mă mai, gata, nu mă mai, că fac păcate. Nu, no, fac păcate, dacă mă mai uit la filmarea ta. Am jumătate de român de la ia uitați-vă cu general la Bohel. Imediat. Așa s-a ajuns să-mi dea ăsta. Ența aia pulii să fac și eu. Ce să-ți dea, mă? Opa, stai. SMS 1318 preț. Aole. Cum ce să-mi dea licența de gun în pula aia de licență?
Du-te de cu... Fira dracu, să fii cine dă 15 miliarde pe casă. Fu-te în gură, să te fude, mă. Fira dracu, să fii... I-a zis. Băieții. Băieții. Care dați mai și nu mâncă? Ce n-auzi? Tu nici nu trebuie să auzi. Te dracu dacă n-auzi. Paru tinurichi. Cu puiul, mă, cu puiul, mă certam cu puiul. Ce că puiul îl cheamă pe el, știi? Tracker cu muzică răbească. Unde că și eu vreau? Trage și eu ceva, bă, băieți, bă. Păi, dar e mișto M5-ul ăsta, dacă stai să te uiți bine. M5 F90. Da, bă, de bine. Fii cu minte, vărule, că vă dau fum la amândoi. Coaie, iubesc că de șasele ești prăz la cum se mișcă. Și pe joc și în viața reală. Nu știu că nu. Dar nu are, mă, motorul mare. Ce are? Motor de 3.5 benzină? 3.5 biturbo? Și aspira natural ce? Aolo, n-ai avea zile să n-ai, da. Ce fam? Nu tu, mă, nu tu, nu tu. Nu, oh, era, mă, este o notă năcăsă aici la... Am ajuns proteina, sau nu mai știu cum îl chema. Proteine? Daciana! Vai, Daciana! Ce muie îți dau eu când te prind? Fă-te în gură! Da, bă, George. George. Georgica. E pe mut. S-a-l fut de... cur. Yes, nu mai e Georgica printre noi, din câte văd. Ce plinit? Am bără. Mă gândesc să-i prindem. Băi! Deși tu pe PP-urile, nu fii chitră. Nici lei. Dă-mi bă și tu PP-urile alea. Să-mi dă lei. Să-mi bat pișorul, ți-am dat la ei și sunt singurul care joacă rage. Bă, nu, cred că am mai dat anunțuri pe aici. Dar am dat odată cu aia PP-urile. L-ai dat. Ba da, am dat odată. Nu. Fals, n-ai fost pe live. L-ai dat. Postul, nu. Păi da... Stai așa. Stai așa că m-ai dat tu live-ul. Uite-te să vezi. O, că-l pun por 2, tu ce crezi că e așa? Viteza de redare. Îl pun pe 8-2. Oh.
Nebunule. Hmm. N-ai dat. Păi am dat, mă... Ce tare. Ce? Ce fac, bă? Ha? 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 Cine? Poftim? Ce licență ai zis, cam? Andrew, aia de... zgan. Inimioară. Da, bă, ce ai zis? Zic, ți-am dat inimioară. Dacă aveam mai multe posibilități, îți dădeam mai multe inimioară. Dar nu-i permit. Și n-am cum să mă uit la videoclipă, tot că am fac păcate. Mâine vine ăla. Ce tare. Ce mă? Vine un fond de tine. Ok. Ia. Nu? Da, ai, nu aici. Da, tu ești răcită, așa e? Nu e adevărat. Bă. Fals. Bă. E prima dată, mă, când te auzi și știu că ești răcită. What the fuck? Nu e adevărat. E, nu. Și cu nasul ăla înfundat ce? Ăsta? Dar, ce dragă să mai zic că face parte din tine. Mai rău nu o să mai zic ceva. Păi, e făcut ceva din fabrică. Ce zic? Bă, care frumoasă. Ce-ai, mă? Ce-ai, coi? Ce-ai, mă? Ascultate, nebunule! Vezi că mi se scoală dacă te mai faci odată așa. Hai, mă, mai fac așa. Nu mai fă, mă, așa, mă, că după nu te-ai văd bine, mă, că-ți fac... Paolo, mă, fac să fac... Pentru mai am. Bă, da, fii de mea la camera asta, mă. Bă, tag, mă. Camera ei, camera ei. Camera ei? Bă, adevărat e camera ei. Mhm. Andra, dai și mie ca acces la camera ta, cât am dat și un like. 10 euro. 10 euro? Mai bine vreți să dau time off și nu să-mi mai dau 10 euro. Da. Ce? Ce time off? Dreapta time off-ul pe care am dat. Aaaa! Eu sunt Topium, băi. Opium? Da, regele tău. Nu te cunosc. Spune ce te cunosc. Ești tu necunoscut, ăsta trist. La ea necunoscută, adică ea cunoscută care se reagă de ăștia, pe Aist, pe Cox, să-i dea, bă, mă, lași, mă, te cunoscută, ești tu. Ajută-mă. Lasă, chiar îi dau, e bun rost. Gata, să-i scoatem lui Andra de aici. O, anunțare 40. Da, urmă, arută. Eu s-o arută. I like the way you move out. Da, eu tot zic, e ok. Ce? Nu s-o știi. Nu s-o știi. Vreau să-i dau lui Daffy. Daffy, îți dau acum 40 euro, ai scos atereacte de Londra? Pentru 40 de euro, da. Andra, atentează. Fals. Andra? Nu, cum mai am alea până dimineață, că am doi suspicți până acum, pe Daffy și pe Sărucă, dar... Păi da, o să ți le scoată, că-i dau lui Daffy 40 euro și ți le scoate. Fals. Eu ești fals? Bă, Daffy, scoate-le și dau banii. Păi dăm banii, că eu îi le scot, eu nu-mi treabă. Scoate-le. Nu, că tu nu dai banii. Da, te vezi. Îți dau banii, scoate-le dacă îți dau banii, scoate-le. Păi dăm banii și le scot, mă, ți-am zis. Scoate-le. Scoate-te să văd că îi scot.
se vede. Știu că mă minte, dacă mă apuc să le scot genul de bani, eu să-i dau banii, clic dreapta. Da, să nu mai. Nici măcar o dată. Deci eu propun să mă votați acolo și după cel mai mic cont al vostru. De-mi acces la camera ta să te votez. Pe oricum, Andro, din dădea banii făceam para-para, deci. Adică? Adică jumate-jumate. Fals. Mi-i lăsai mie pe toți? Nu, că tu nu dădeai. Ba, îți dădeam deșteaptă. Am pus pe loc să nu se dea părea și m-am usat, i-am zis că-i dau 5 euro și n-au niciun leu. N-are nimica, se mai dau și țepe. Corect, corect. Cum era aia mă, Stopanin? Da. Așa. Mama ce mă mănâncă bine. De cât de 7? De cât de 7? De ce nu mai văd ăsta cu bine? Mamă, vărule, mamă ce livrări mișto poți să pui pe mașina asta. Cam ești pula, că a murit. Dafi, tu ai VIP account? Da. Hai încă, hai repede pe la mine. Unde ești? La CNN. Dai repede să vezi mașina asta ce șmecheru e. Acum. Dar de ce, dacă n-am VIP account nu pot să văd? Păi nu, gen, puteai să dai fine pe mine. Ah. Ia eu dacă e, că dau fine. Find... Stai, 262, că e a lui mașina. Gata. A, dar e skin exact ca meu cu aia. Nu skin-ul lui. Eu zic de mașina, e cu livrării-ul cu aia. Nu, și-am dat pe tine, find. Da, hai. Hai că acum am eu, mai am 2 km. Pe. Dar nu-i ea. De ce? Pentru că e bărbat. Ce ID ai, Dafi? 182. De pop, Dafi. Bă, Dafi, adevărat, dacă dau 4 de ori, îi scoți la asta reactorii? Da, mă. Andra? Numai că Andra e tovarășa, nu? Mă aștept sister, e la a doua mamă, ar fi bine. Păi te dădeam și 30 de euro, așa e. Și tu rămâne cu 10, nu? Asta e faină, mă, mașina? Nu, mă, zic mă, și tu rămâne cu 10, mă? Nu de faină, uite ce livrării poate să aibă pe ea. A, nu, rămâne, ia stai. Ia zi, mă, ia. Ce mașină ți-e asta? Drafter? Drafter Frank. Ia, deși... Hai sus. Hai, că ți-a spart și gemul, dacă e? Neon alb. 4 din 4. Gen extra full fără neon și fără VIP-ul. Ia stai, că-i zic silul ăsta și mulca o cărsă. Ce topie? La git gif până în alta, după mă o să fac iar job-ul până la 21. Gen job-ul quest-ul, să-l termin. Hm? Cât? Ce mă?
Deci i-ai dat tu Bati cu stage 3 și încă 100? Ma. Păi nu știu cum să zic, dar mașinuța asta pe care o ai tu e undeva la 300. Extra full. Cine? Băiat aici. Dacă vreți eu, eu acum pe loc. Cine? E, tu. Nu, vorbeam cu, vorbeam cu un băiat aici pe joc. Păze. Da, și m-am întrebat cine a întrebat. Mama. Din ce glume ai în program să moară ce-am pe casă dacă nu-mi trimit? Păi, pe bune, pe ai niște glume de... Și bunica mea moare. De Florin, de pe Florin regele. Bă, da fi. Dacă eu acum sunt tester, da? Așa. Nu mai trebuie să fac task-ul de TQ Supervisor sau poți să fac ce fără. Stai bun să cine tester, de ce ești tester și eu nu știu nimic? Coaie, cum nu știi nimic? Băi, vei, tu vei la mișto? Da, da, stai că tu ești la care vedea, corect, corect, stai, scuze. Da, bun, și dacă ești tester acum, nu trebuie să mai fac task-ul, bă. Ce task? Tester, la ce? Ne luam și pe ăla, nu mi-e indiferent că pot să fac și pe ăla dacă e. Ce task? Ăla de TQ Supervisor, mă, să număr ticket. Ba da, trebuie să-l faci. Chiar dacă stai și tester? Da, sau dacă vrei îl dau la altcineva. Atunci dacă vrei lasă-mi așa, că pot să mă ocup și de asta dacă vrei. Sau dacă vrei să-l dai la altcineva, pot să-l dai la altcineva. Da, mă, da, tu ești multifuncțional, am înțeles. Ei, măi, Florin, eu o să... Da. Frate, ia, revin. Stau, bă, mă auzi? Petent. Poți să-l dai la altcineva, dacă vrei să-l zic eu la cine. Dar dacă vrei, îl ajut să le facă, că îi explic, gen, cum se explic, gen, cum se procedeze la ele, știi? Săptămâna asta rămân la tine, gen. A, ok, atunci îl continuă, nu? Săptămâna asta, după vorbim, vedem. Bă, ești râs la cap, ce șmecherie ăsta. Deci, cam pe la vreo 9 trebuie să fie le apuse, nu? Am apuc pe la vreo 7 jumate să le... Gen la... Nu, pe la vreo 6 jumate, mi-a făcut. La cât e ceasul? La mine e ăsta, 5 și jumate, 5 și jumate. S-a făcut și în Anglia? Da. Ce șmecherie e tronul ăsta, mă. E tronul e frumos și în real life. Salut, Alex. Salut. No. Ulei, mamă. Ia, dacă am supraviețuit aici, ziu. Da, da, săptămâna viitoare e de altul, da? Task-ul ăla. Bine, da. El are chat mod și a zis că stau ce spui eu numai și ce are și a zis că n-are ce să facă. Nu te-am întrebat. Ok, nici e greu. Hai, mă, doar așa te zici celul, domnule. Ce doare, mă? Te zici celul. Gen, mă, doare sunt unghii, să zic așa, sau unghii, adică... A, e străcite? Vorbești până azi. Sau așa vorbești tu. Deci vă doare în partea asta cu dea unghia, deci vă doare într-un halbou. Ei, aaa, ce te-am făcut cu aia? Când eram eu la țară, bă, tot așa mă șcam cu cuie, cu căcatru, băi, și mi-a făcut un ciocan peste dege, bă, am zis că nu mai întrebe viața mea. Ciocanul ca ciocanul? Da, și ghișe cu aia, era să-mi tai și cu, gen, când mai așteam bunicii la țară și căcaturi.
era coaie să vengem înainte, că eram rău mic coaie, eram rău rău coaie înainte, știi? Nici acum nu ești mai bun. Ciocanul ca ciocanul, dar când îți intră o așchie sub unghie, cum e? Mamă, coaie, good. Chiar să fiu așa sadic, nu fac. Hai, mă, dar trebuie și mie acces la camera ta, pe bune. 10 euro. Bă, 10, adică 10 euro, mă. 10 euro. Atunci să spun la toți care o să... Bă, după vă-ți dai fiecare, dacă vine fata asta și vă spune că ți dați nu știu ce la prezentare, să nu-i dați, să-i cere și voi bani. Hai, fii atent. Nu-i dă ce ai, ești nebun? Hai, bă, frate. Dă, mă, moie, dacă trebuie cazul. Dacă dai react după 5 conturi, îți dau acces. Păi, coaie, n-am 5 conturi, nu sunt mai toarsat 5 conturi. Maxim, pe unul care e tot așa de rezervă, da. Fals. Fac eu. Fac eu, nu mă joc Call of Duty, gata. Dar m-am ars, cu ce dracu, ce am făcut? Nu, și cum dracu dau hunt aici? Ce dracu trebuie să fac? La ce, mă? La ce? La hunter. Na. Ai dat, nu știu să mă joc. Ai dat stop job. Da, gen nu știu să mă joc în pula mea. Bun, ai dat stop job. Te-a băgat într-o mașină, nu? Da. Bun. Dă-i escape, uite-te pe map și ai o zonă... Păi și gen... Te duci acolo în cercul ăla. Da, mă, dar tu gândește-te, băi, să o faci atâta pe eventul ăla de Moonlight coaie, băi, faci 3 ture de fiș coaie. Zici? Așa cred. Băi! Da, băi. Vezi că nu te auzi. Adică? Te auzi foarte rău. Era ceva de gen... Păi stai că vă să nu taică. S-a înțeles, da? Ce bine și ce zbicle asta, dacă e până audică. Dar mi-a părea că e un animal pe aici, coai. Păi dai și tu set 14, de exemplu. 14, ai de până la mea, spart ochii. Da, mă, dar gen vezi mai bine și la tine e rău că ai skill 1. Slay SMS Anto. L-am văzut. Stai pe loc, stai pe loc, fătos morții, mă, ce dracu că am căzut de pe dracu, cred că mă și mor. Bine, a murit. Tu-s morții, mătii, să-ți fă de caracter prost. Caracterul sau harta? Păi da, el l-a căzut, nu harta a căzut. Ești fătos morți și familie. Mamă, ce m-am enervat.
Hai, vere! Cu troca, mătii. Cred că mi-au Mustang din ăla cum l-ai tu, dar în gen nu expiră. Bă, e bun, dar e nașpa că alunecă foarte mult pe curbe. Mamă, ce mă mănânc o mână. Carpino. Mamă, dar voi aveți bani cu aia, că atâta vă întreb cât costă ăla, cât costă ăla și eu mă întreb oare ce pot să-mi iau la banii ăștia, ce mașină. La ce? Am 321 ca cadre. Ai făcut 321. Mai strânge, mai strânge și vinde și Skoda aia pe care ți-am dat-o eu, pe de aia ți-am dat-o. Și zi un... Pe cât cred poți să vând aia? Is, eu cer 200, dar nici și atâta nu face, nu face, nici atâta nu face VIP-ul de pe ea, că face mai mult, gen VIP-ul e 300. Vrei skin de skin-uri? Ha? Vrei skin de skin-uri? Așteaptă și de puțin, că am puțină treabă. Ia de F. Unde pula nu mai găsesc eu aminale? Mă bate jobul ăsta să mă dea. Uite-te că n-are suspensii, mai dăm și mie odată show tuning și uite-te și tu. Că zic eu ce nu are. Deci nu are așa, n-are suspensii. Geamurile nu sunt alea cu PP-uri, sunt alea cu BP-uri. Chrome, Rainbow, nu știu ce Rainbow are, dar nu mi-l arată. Atâta care Rainbow, neon și frâne cu PP-uri, atâta, rest n-are nimic. Asta e full cu NR, nu e extra full. Vărule, n-ai suspensii la ea, nu poți să-ți dau banii aia cu ea, sincer.
Serios, nu, du-te întreabă pe cine vrei tu că să-i dai show tuning și vezi că nu are suspensii. Suspensiile alea mai sunt și ale niște PP-uri. Nu știu, asta mai mult de 2,7 nu face. Sincer, mai e de băgat în ea. Ce Rainbow ai pe ea? Ia, pornește Rainbow. Mamă, ce-l fut pe ăsta. Mamă, ce-l fut pe ăsta. Opa, Lupo. Măcar are Rainbow Chrome. Stai să întreb și eu pe clan. Stai două secunde să mai intre pe cineva. Vărule, suspensiile alea sunt o grămadă de PP-uri, plus că mai ai de băgat la geamuri 500 de PP-uri, plus mai e de băgat în ea. Stai să văd ce îmi zice încă unul să număr proști și aia e. Ai dat pe ea 3, dar nu face, crede-mă. Dacă făcea, ți-o luam pe loc, că oricum încă o mașină. După fotbalul la poker, nu de altă. Da, așteaptă. Nu, frate, nu e extra full. Dacă era, ziceam, bă, frate, extra full, uite, aici jos, bă, nu o țipa, la revedere. Nu, uite, și un prieten zice, bă, mai mult de 2,5 nu faci, acum tu știi. Bă, fiecare dată când omori un animal îți dă, pare, posibilitatea să-ți dai un crit? Da. Mamă, coaie, păi înseamnă că e broken. Covasacul ăsta îl dai? E broken atunci. Ah, perfect. Atunci, de ce? Dau bine pe el. Mamă, coaie, cum se aude ăsta? Vai, mâncuț, doamne, durată. Păi, ăsta ce ai? Mă întreb. Hai că-ți fac un preț bun și lui ăsta. Da, uite, ai... Da, uite, pe ăsta ai sport suspension, gen... Nu le ai pe ultimele, dar e ok. Îmi dai și fă? Dacă mi-l știi deschizi. Nu știu. Hai gând să dau o tură, să văd ăsta cum se mișcă.
Cava 2 e cam cel mai bun după BMW. Da, Cava 2 eu știu că nu stă pe curbe, da, puii mei. Da, nu știu, uite, ăsta e suspensii și... ăsta. Ia, mai dăm negată show. Și dă și ție, că pă... eu uite, amândoi să nu fie probleme. Da, uite, ai suspensii. Da, da, suspensiile nu sunt ultimele, în fine, ai 150 de PP-uri, frânele ai. Geamurile nu sunt ale cu PP-uri, ale din Battle Pass. Nu știu. Unul din ăsta extra full e cam 3. Nu știu dacă vrei să-l dai. Îmi zici cât și negociem. Gen extra full, adică tot, tot, tot. Dacă cumva îl dai, oferta mea rămâne de 2 pe el. Hai liniștit că nu te chinui, zic eu, nu te chinui. Mie îmi trebuie să strig banii cât mai repede, că după mă bag la poker cu ei și știu că-i pierd, așa rămân măcar cu ceva. Stai să-mi ieși o mașină. Bă, dacă vrei 2 pe el, mă anunți. Or. Și zi, bă, Duffy. Ce să zic? Unde ești? Caut animale. Caută, tati, caută. Am quest-ul la Poli de Crăciun. Mamă, dacă se aude ăsta mâncația și... Deci toate sunt partea aia cu ai pe camiș. Și top 17 ești prost. Aici ar trebui să fie toate. Mișto să facă din alea, să le pui capcană la animale, pula mea. Da, era mult mai mișto. Nu mă prinde ăsta, mă. Mamă, vărule, dar e puturos ăsta, Mustang-ul. 300 prinde Mustang-ul. Cât? 300, dacă e cam eu. 300? 4 din 4. Da. Nu știu, bă, la tău nu știu că prinde 300, că nu prinde, dar uite că ăsta prinde 280. 285, parcă. Probabil n-are 4 din 4. Ba, are. De ăsta e top speed-ul. Gen nu-i ca tău, 100%, înțelegi? Și mai am 6 miliarde. Dar știi ăștia, văd mă animalele pe care le văd eu? Nu. Ce pula mea să le fută ăsta? Fiind de o fofo. Cine l-a primit? Mi-a prea că toate spice, dar să mor dacă am găsit vreun animal. Stai că vin încolo să... Dar vezi că mai poți să apeși R și ți arată niște puncte roșii.
Da, dar m-a pasat mai 150 de secunde. Da, atâta e faza, că până la skill 3 e mai greu, când îți dispare iepurii, știi? Mamă, Coaie, păi să stai să-i cauți când e moonlight-ul, cred că mor. Ai luat ăla și-n pul animale. Dar trebuie să fie mai o schemă cum să le găsești mult mai repede. Gen... cum ai tu zona, nu știu unde o ai acum, dar încearcă să găsești cel mai înalt punct al zonei și stai cu... asta zic, cu arma, cu ținta și te învârți până le vezi. Ia să văd. Să vedem, găsim animal. Te mută astea, mă, partea alaltă, ce pula mea. Da, mă, dacă nu... dacă nu... dacă tragi de mai multe ori și zice că... păi mei, animalele s-au speriat, nu știu ce. Păi dar n-am tras deloc. Mamă, ce livrări-uri mișto are, mă, stangul pe el, ești nebun. Am găsit un iepure? Vreau mă, tine unde trec, nu parte de dea păsări mari, mă, în pula mea, dar prin iarba asta nimeni nu-i vezi. Banc 1. Opa, a doi. Și ăsta trebuie să fie pe aici. Uite. Păi, oprește-te. Eu acum mă uit pe live. Oprește-te. Oprește-te, că ai un lag de... mă doare capul. E lag pe bun. Live? Bun, da. E lag, oprește-te, oprește-te din tras, din tot. Dă-i escape, intră la setări. Până mea, de ce n-a știut? Nu. Probabil că e pe ăsta. Nu, 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 de asta nu vezi tu animalele. Înțelegi? Poți să-i dai escape și intri la setări. Am dat. Stai că încă nu apare pe ăsta. Nu înțeleg de ce dracu am eu lag.
Nu, ascultă-mă. O să trebuiască să dai, într-adevăr, dă-i la grafică. Și nu umbla la nimic. Deci ești la meniul de grafică, nu? Da, da. Bun. Vezi că ai V-Sync-ul, ăla să-ți fie oprit. V-Sync, ceva de genul. Da. Oprit? Da, mi-e off. Uite, la acolo e oprit. Bun. Textura să-ți fie pe normal. Shader pe... Dar quality mi pe verify. Stai că nu văd. Rezoluție așa. Dă-i puțin mai jos. Uite, texture quality. Nu, alea trebuie să fie pe... Dă-i una mai jos, gen în stânga. Hai? Trebuie să mă uit. Să-ți fie pe high la shader.